Bună să vă fie ziua, prieteni, colegi, salutare! Încercăm să ne conectăm, vreau să știu dacă voi v-ați conectat, vreau să înțeleg dacă suntem aici cu toții together forever. Am folosit toată tehnica care era posibilă, respectiv bine ați venit la webinarul de strategiile de marketing. Și eu doar vreau să mă conectez să văd dacă eu vă văd comentariile, dacă vă văd participarea, respectiv așa, info. Spuneți-mi voi dacă sunteți bine și confirmați-mi dacă, în general, la noi pe direcția de prezență, dacă se aude, dacă se vede. Așa, mi spune să introducem e-mail-ul. Ai. Spuneți-mi dacă se aude, dacă se vede. O să rog colegii să mă ajute să logheze, că eu să vă văd pe voi și voi să mă vedeți pe mine. Respectiv, haideți să vedem dacă la noi, la nivel de legătură, tot e conform planului, dacă voi mă auziți, dacă mă vedeți și dacă noi suntem gata să începem comunicarea pe direcția de strategiile de marketing, ceea ce înseamnă că noi cu voi azi o să comunicăm despre tot ce înseamnă marketing. Puteți să-mi confirmați că tot e bine? Eu încă nu vă văd, eu sper mult că tot e ok. Așa, este. Avem legătura. Prieteni, strategiile de marketing, dacă se aude și dacă se vede, asta înseamnă că eu pot să încep să vă povestesc despre ce noi avem azi de făcut. Ne adunăm, facem tag-uri, stories-uri și vedem dacă noi suntem gata să petrecem această zi de vinere sfântă la nivel de learning. Așa, să închidem sunetul. Gata, eu vă văd pe voi, să aude. Tatiana, Gheorghe, vă salut pe toți. Vă salut și vă spun bine ați venit. Și eu am vrut să zic, stați că microfonul l-am luat seama. Și eu am vrut să zic și eu vă aud, dar eu numai vă văd comentariile. Spuneți-mi de unde fiecare lumea vine, de unde sunteți voi, din ce colțuri acestei lumi frumoase ați ajuns azi la noi și să vedem dacă putem fi utili unui altuia. Voi să-mi povestiți un pic experiența voastră. Eu azi am pregătit un bloc enorm de mare și enorm de interesant, cred eu, ba chiar sunt convins că pentru majoritatea din voi va fi ceva nou, precis și ceva foarte interesant. Cum spuneam, discutăm azi despre strategiile de marketing și strategiile de marketing sunt și ele așa mai diferite, mai specifice. Așa, Canada, Veneția, UK, Londra, Roma, Italia, România, Chișinău, UK, Africa, așa, Chișinău din concediu de maternitate. Tot e o idee bună. Ielovieni, vă salut. Așa, cum spuneam, vă salut pe toți și azi cu voi noi azi vorbim despre strategiile de marketing, ceea ce înseamnă că azi cei care au treabă cu marketingul o să aibă de luat ceva acasă cu siguranță. Respectiv, îmi spune Dumitru Talmazan, azi pentru voi în următoarele oră jumate, cred eu, voi fi gazda și moderatorul și share-uitorul de conținut. Am pregătit tema de strategii de marketing pentru că cumva mă caracterizează cumva perioada marketingul. Ca să înțelegeți de ce azi eu vreau să discut despre marketing, cred că trebuie să povestesc în două cuvinte despre mine. Eu sunt certificat Facebook în Republica Moldova, probabil unicul până când, cel puțin alții nu m-au zis să vorbească despre asta. Sunt certificat MBA executive, antreprenor digital, deja de 8 ani de zile lucrez în domeniul digital marketingului. Sunt speaker internațional în direcție de social media, comunicare, business modest. Avem proiecte cu Universitatea Sinergie, avem școala Talmazan School, respectiv despre toate acestea puteți vedeți și în slide. Sunt proiecte care, practic, azi o să-mi permită sau o să-mi dea dreptul, dacă vreți, să fac sharing-ul ăsta de experiență și în contextul ăsta tot ce am făcut noi în ultimii minim 6 ani de zile, asta înseamnă noi am lucrat pe direcția de instruire, am lucrat pe direcția de
bugete, și astea sunt câteva cifre care ne caracterizează. Însă experiența mea și câteva slide-uri fiecare dată povestesc, pentru că mulți cred că, unu, social media, digital-ul, marketing-ul, chiar dacă este tare întrebat, poate de așa, repijor, așa, o strategie, așa, așa am lichit-o, pac-pac și gata. Însă trebuie să recunoaștem că o strategie, un content plan, un media plan, un social media plan, asta este o muncă. Și mie mi-a luat ceva timp ca eu azi să pot participa minimum în ședințe de discuții pe subiectul de marketing, dar 10 ani urmă eu cam așa arătam. Eram director de agenție de nuntă, făceam buchete nereasă și decor din gortenzii și orhidei, cu ei trebuie mai sunați, seara noi suntem liberi. Și zic eu că istoria mea a început, dacă cineva se recunoaște, puneți plusuri în sensul ăsta, dacă cineva se recunoaște în contextul de istoria mea a început la Nokia 1100, dansa ghine în ochii asta. Cam pe atunci eu am început să fiu conștient. Cam pe atunci am început să fac social media. Postările erau tare interesante, neapărat poze din Google, neapărat un citat frumos, neapărat ceva care trebuie să pui și să vadă. Da? E ca asta era foarte important. Însă foarte intuitiv, pas cu pas, treceam înainte, step by step și practic, dacă calea mea de ultimii ani, ieri sau de mai ieri, arată în felul următor, am început să am activitate personală prin 2013, după care am fost ca angajat în domeniul social media la companiile Granat, Niagara, Om, Marsala, primul proiect, după care am început să facem antreprenoriat pe de o parte și toate acestea în câteva țări, câteva proiecte. Ca deja în ultima perioadă să avem zeci, sute de proiecte de consultanță, instruire, angajați, traininguri corporative și foarte multe proiecte legate de digital comunicare. Respectiv, cam asta este ideea despre care vreau să vă spun perspectiva care mi-o propun eu să vorbim astăzi despre strategiile de marketing. Și dacă voi sunteți gata și dacă voi din diferite colțuri lumii, universului vă aflați, sunteți conectați și sunteți pentru, vă rog dați-mi un semn în chat, un go, un foc, fire, let's start, поехали, să mergem orice, dați-mi să văd că ăștia peste 170 de persoane sunt zii, sunt conectați la marketing, sunt conectați la webinarul nostru și pot primi un feedback de înțelegere, pentru că îmi place acest slide, să pornim la drum. Să pornim la drum, haidem, yep, ok, go, let's go, mulțumim mult, mulțumim. Strategiile de marketing, prieteni, ele sunt azi subiectul discuției noastre, ele sunt azi motivul de ce noi ne-am adunat aici și eu vreau să înțeleg, pentru voi, cât de important este acest subiect, pentru că haideți să fim serioși, strategiile de marketing totuși nu este pentru toți. Chiar bănuiesc că o bună parte din cei prezenți nu au avut treabă sau nu o să aibă treabă în continuare și probabil sunteți aici pentru că ori subiectul v-a plăcut, ori vă plac prost webinarele, ori real faci marketing. De aceea, dacă noi avem posibilitatea să mai facem încă, în rusă se spune, periclicică, încă un format în care voi puteți să vă expuneți, știu că nu este comod întotdeauna, cineva privește de mașină, cineva în timp și face curat și pregătește de cina de seară, respectiv, oricum, insist și vă rog, dacă este posibil, să-mi spuneți care este job title-ul vostru. Deci, eu vreau să vorbesc despre marketing și mi este interesant pe cât de relevant este acest mesaj și am trei nivele de informație. De aceea, spuneți-mi, vă rog mult, ce sunteți voi? Antreprenor, social media manager, director de marketing, student, fără lucru, dar în căutare, dar negăsire, găsire, dar nu ce își trebuie. Cine sunteți voi? Realtor în Statele Unite. Așa, foarte important pentru ala. Ok, ce? Școala de arte marțiale. Ok, accountor, e contabil, bănuiesc accountor, da? Freelancer, antreprenor, director de marketing, PR, multimedia comunicații, student marketing, contabil, jurnalist, psiholog, Emilia, marketer, antreprenor, casnică, specialitate distribuitor de marketing.
Ok. Așa, bun, în căutare. Am înțeles. Bun, respectiv, uitați-vă, pentru voi, dacă o bună parte, designer, freelancer, student, o bună parte din voi, dacă sunteți în tema minim, direct sau indirect în tema de marketing, cu siguranță o parte mare din informația de azi o să fie pentru voi relevantă. Eu am împărțit cumva strategiile de marketing în trei blocuri enorm de mari. Primul este strategia de marketing, a doua este planul de marketing și a treilea este planul de acțiune. De ce? Ultimul an jumătate am realizat peste 50 de consultații, care individuale, care corporative, care din Mentor My Business, peste vreo 100 și ceva de consultații doar anul ăsta pe direcția de consultații gratuite. Avem câteva mii de studenți, am întâlniri, am comunicat cu foarte multe afaceri. Business-uri mari, naționale, holding-uri, partenerii din Hong Kong, partenerii din Moscova, compania din Chicago, proiectele care noi le avem în activ. Și am înțeles un lucru, că aceste trei lucruri, fiecare le privește diferit. Pe de o parte, trebuie să recunosc că există jelea cea mare, antreprenorul, el este așa un fenomen, antreprenorul, că el vrea ceva de genul ăsta și îmi place să, aș vrea să vă povestesc de genul ăsta. El vrea, acest antreprenor, de obicei, fie fată, fie băiat, ca să nu ne spună moș nu știu ce, el vrea ca tare câteodată tare multe. El vine și spune, Dumitru, noi vrem tare, 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 tare multe lucruri. Teoretic, tu îi spui, ok, să presupunem că ție trebuie probabil o strategie de marketing. O strategie de marketing care să-ți asigure în rezultat acești mulți, mulți bani pe care tu îi vrei. Adică, teoretic și logic, ar fi trebuit să fie așa, că dacă tu vrei un rezultat, sunt mai multe departamente, mai multe capitole care influențează asupra acestui rezultat. Respectiv, dacă tu acest rezultat îl vezi că marketingul lipsește și tu vrei mulți bani, înseamnă că și tu vrei mulți, noi vrem să avem și SMM, și production, și una, și a treia, și online, și offline, n-am văzut practic, nu pot spune că deloc, dar marea majoritate, când prima întâlnire noi avem, e tare mult vreau. Însă, de facto, se întâmplă un lucru că acest antreprenor vesel, care vrea tare, 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 tare multe, trebuie să pui la dispoziție trei ingrediente, știți, cele mai importante, care sunt timpul, oamenii și banii. Și el nu prea le are. Cam aici așa e 0, întreg și 1. Și atunci primește care foarte puțini bani. Mult mai puțin decât aici el vrea. Mai mult ca atât, mult mai puțin care chiar și să asigure acest volum pe care el vrea aici. Și din cauza asta, desigur, oamenii nu fac strategie reală, cum se numește, strategie, pentru că nu ajung timp, oameni, bani pentru atingerea acestei strategii. Și se primește că dacă tu nu ai bani, e paradoxal și e trist dacă vreți, dacă tu nu ai bani, tu nu poți face strategie, neavând strategie, tu teoretic nu poți tare să maștabezi, ai nevoie de o curățenie. Respectiv, în acest motiv, noi am ajuns la concluzia că strategia de marketing există și o să vă povestesc azi cum e este, cum e de peste 30 de ani deja cele mai mari companii, inclusiv în consultațiile sau în training-urile în care eu mă instruiesc, sunt sau se creează în baza strategiilor date. Dar, dacă tu ești un business mediu și mijlociu, atunci, probabil, ție prima parte a acestui webinar va fi despre oho și spa de făcut, dar nu despre mâine mă apuc. Pentru că mulți spun mâine mă apuc și că încolo n-ajung 1, 2, 3 resurse. De aceea, acest element de strategie, primul punct, după care o să urmeze a doilea, și planul de acțiuni, cei care o să rămână, cei mai statornici, pentru voi, la final, o să avem neapărat step by step, un plan de acțiuni cu, apropo, să arăt și va fi doar pentru cei care vor fi în live. Chiar azi noi nu vindem nimic, dar nici nu o să dăm la tăți ce și-am pregătit. Dacă voi vreți, spre exemplu, unul dintre activele care noi le avem, asta este ca așa un tabel cu multe, multe, multe fișiere, rămâneți pentru că el o să fie în punctul 3. Punctul 1 va fi despre cum ca atare este o strategie, ce ea conține. Punctul 2 este cum am putea noi să creăm o strategie. Și punctul 3 este cum la majoritatea sprânească.
Dacă se rezonați, spor vouă la muncă, notați-vă, faceți screen-uri, puneți întrebări și neapărat o să plecați acasă sau de aici, înspre casă, înspre lucru, înspre viață, cu ceva noutăți din strategiile și digital marketing-ul și în general despre marketing. Deci, primul model după care noi mergem, ăsta este modelul SOSTAC. Cine a auzit de acest model SOSTAC? Strategia de marketing. Deci, peste 30 de ani în urmă, în Statele Unite, dacă nu greșesc, sau Europa, Statele Unite, cred că, a fost inventată strategia SOSTAC, cei care au învățat în marketing sau învață marketing, bănuiesc cu excepția Republicii Moldova, au trecut. Zâmbim pentru că avem aici după cadre vreo 3 studenți. Respectiv, a trecut poate elementul de strategie SOSTAC, pentru că ea stă la fundamentul creierii unei strategii. Ea este pentru cei care vor să obțină un rezultat într-o piață nouă sau într-o piață care este foarte concurențială. Asta nu este o strategie care se face. În general, deseori companiile fac strategii ca și CV-uri, ca și business planul și când de fapt nu-i benzină ca să meargă această strategie. Respectiv, Cristina, Iftodi, doar au auzit, sper mult că și a implementat, sau să ne dai neapărat un feedback dacă rezonează și vectorul care noi o să-l descoperim azi aici. Respectiv, strategia SOSTAC este despre cele 6 etape prin care trebuie să treacă o companie ca să-și creeze o strategie. Din toate Mentor My Business-urile care noi le avem, peste 20, noi avem așa o realitate. În jur de 3-5%, adică câteva numai așa, inițiază pași în strategie SOSTAC. Restul ori nu au resurse, ori nu e gata business-ul, ori nu știu ce, încă nu e, dar nu este pentru crearea unei strategii. Este mai mult pentru crearea unui plan de acțiuni sau crearea unui marketing plan. Respectiv, strategia SOSTAC, ca să vă fie interesant, puteți să vă notați fiecare slide. Eu o să mișc foarte răruț, dar e foarte important măcar să înțelegeți unde noi toți tindem. Acest SOSTAC se împarte în câteva litere. Primul, asta este situation. Înainte noi să începem să creăm o strategie, ca la carte, cum scrie în CV, noi trebuie să înțelegem, dar care este situația la moment? E ca punctul A, acest punct A, unde vopși noi suntem? Sunt parametri prin care se analizează această situație și eu punctul ăsta azi o să vă-l dau ca și exemple și ca excele și tabele, dacă o să vreți. Respectiv, noi înțelegem că acest punct A este crucial. Dacă nu înțelegi punct A, indiferent unde nu te-ai duci, precis nu o să fii strategic, pentru că tu nu înțelegi unde ești. Al doilea O este obiectiv. Objective. Adică noi, după ce am identificat punctul A, situation, noi spunem, ok, reieșind din situația punctului A, noi vrem să ajungem în punctul B. S, strategy. Adică aici intervine deja calea pe care noi o să mergem către acest punct B. Pe această cale, desigur că noi avem tactics and tools, adică noi avem anumite acțiuni și procese care noi urmează să le executăm pe această cale, pe această cale din punctul A în punctul B. A, action in time, este timpul, care acțiune în care parametrul de timp trebuie executat. Și cel mai important, bănuiesc, care tare puțin îl fac ori deloc, este C-ul, este control, respectiv sunt KPI-urile. SOSTAC-ul ăsta este compus din acele 6 etape. Fiecare etapă are un mini proces în interior. Și respectiv, prima etapă, care azi să vă descompun, cei care să le placă, puteți să neapărat să vedeți partea de Google, partea de cursuri undeva, de marketing unde găsiți despre SOSTAC, e o lume foarte mare și o lume foarte interesantă. Respectiv, punctul S, situation, se calculează prin cei 6 P plus F. Primul bloc de menționat, strategia, nu este despre lapte, adică voi amuși cineva să începe să zică despre ce el vorbește, văbșe, ca și eu vreau să zică eu liric, pentru că e o leacă de formulări, o leacă de complicații pe alocuri, dacă vreți, la nivelul de și cu S, și cu F, și cu abrevierile astea, noi facem vreo vrajă ceva, adică e foarte important următoarele 15-20 minute să priviți mai de sus, dacă
nu aveți de implementat un proces mai complicat. Dar eu sunt obligat ca și specialist în domeniu, ca și felul meu de a fi, să vă povestesc de ce s-o stac, ca să înțelegeți încotro merge această a noastră frumoasă lume de marketing, care în 2-3-5 ani de zile va fi nevoită să integreze așa sisteme care noi azi discutăm. Respectiv, uitați-vă, 6P, voi probabil ați auzit de 8, de 9, ați auzit mai multe, respectiv acești 6P țin de cei 6 parametri ai analizii noastre și plus 1F, formula. A, să vedeți acum ce fel de formulă și de ce e nouă, ne trebuie așa de tare. Respectiv, acești strategii de marketing pe baza celor 6P, primul P este product. Probabil ați auzit în punctul ăsta, e foarte important să efectuați analiza matricii de produs, realizăm matricea de produs, extindem matricea de produs, să discutăm azi un pic despre product. Price-ul, verificăm politica de preț, categoriile, reducerile speciale, poziționarea, inclusiv price dumping sau nu price dumping, strategia de preț aici, inclusiv se include people. În cadrul analizii noi avem segmentele de audiență în bază de avatar clientului, în bază de jobs to be done. Tare interesant blocul ăsta să analizați când voi aveți RFM analiz, analiza RFM, segmentele de audiență foarte fain se construiesc. După care place, și aici noi efectuăm auditul concurenților, parcursul clientului în customer journey map. Dacă voi până amu în frazele mele nu prindeți, n-ați auzit, n-ați văzut și cu Customer Journey Map, Jobs to be Done, RFM Analysis, atunci probabil încă este de vreme pentru voi așa abordare în strategie. Dacă sunteți conectați, foarte important ar fi să luați pas cu pas toate aceste elemente, promo, position și al F-ul este finanțele. Este cum noi identificăm battle gap-ul ăsta, în rusă este butilăcine gorlășca, unde la noi este acel element care stop cel mai slab element din sistemă pe cele mai importante cifre din afacerea noastră. Și o să vă dau azi un exercițiu cum să identificați cele mai importante parametre a afacerii voastre. Respectiv, dacă noi vorbim de cele 6 P plus F, product, place, price, people, promotion, position și finance. Spuneți-mi, vă rog mult, din cei care sunt prezenți acum aici, 200 de suflete frumoase, cine a auzit, puneți plus, cine nu a auzit, puneți minus. De tot ce eu vorbesc acum. Pentru cine a fost clar de la 1 la 100, mai adăugați o cifră să înțeleg cât de clar a fost prima inserție micuță despre strategiile de marketing în baza celor 6P și că noi, având în vedere că vrem să facem o strategie de marketing, noi avem mai multe elemente și unul dintre cele mai importante elemente este strategia sau stack, în baza căruia noi avem mai multe procese prin care trecem. Notați de la 1 la 100 dacă ați prins, v-ați prins pe ideea și plus minus dacă ați știut sau nu ați știut. Și că prima literă din acest mare soft stack, primul S, este analiza situației, identificarea punctului A. El se face prin prisma la 7 minim parametri, 3, 80, violeta 3, asta nic clar, am înțeles. Minus e clar, minus e clar, în combinație este ideal, 50 la 50, plus. Spuneam că și în... Ca să analizăm situația, deci așa, simpluț, clar și pe puncte, ca să analizăm situația noastră de marketing, să facem noi strategie de marketing, doar ați venit în coace să înțelegeți și asta o strategie de marketing, noi trebuie să analizăm 7 parametri. Primul este produsul, prețul, oamenii, audiența noastră, canalele de distribuție, customer journey map-ul, promovarea, canalele de promovare și poziționare, plus formula de venit. Simplu ca bună ziua. Adică mai simplu nu știu ce poate fi. Nu doar mai simplu poate fi RFM analizul. Adică poate fi mai simplu decât asta. Respectiv, dacă noi am făcut toate aceste procese, o să vă arăt acum și pe exemplu, spre exemplu, finanțele și câteva din produsele este. Atunci noi înțelegem că partea asta de prim nivel de strategie, totuși ea presupune că trebuie să fie anumit trafic, anumiți oameni,
oameni anumite procese, dar și rezultatul e altul. Adică nu poți tu să faci bus post la posteri și spui că noi avem departament de marketing. Sau fără să faci o carcasă a business-ului tău corect, tu spui noi vrem să mă aștabăm world wild. Dar noi habar încă n-avem în general ce înseamnă canal de comunicare și în zona asta. De ce? Dacă apropo, pentru cine este relevant și voi înțelegeți că este o leacă de carne aici, să merită tot contentul ăsta, nu uitați, Instagramul meu este tomazan.media, luați și faceți un screen, dați un feedback, faceți un bumerang, inimioare, pupici și tot asta în Instagram. Respectiv, în contextul dat, mergem la primul element pe care vreau să-l descompunem. Ăsta este elementul de formula de venit. Ea arată o leacă straniu. De ce straniu? Ea arată destul de straniu, hai să fim sinceri. Pentru că dacă un om care nu a văzut niciodată acest screen, o să întrebe și asta și deși noi iară suntem la lecția de matematică. Respectiv, asta nu este matematică, asta este marketing, asta este formula de venit care în departamentul vostru de marketing, indiferent cât de mare n-ar fi el ori mic, trebuie să fie creată formula care va arăta cum din canalul X vor fi, spre exemplu, da, putem să vedem aici, avem jos canalul X, dați mai aproape, avem jos afișările pe stânga, pe urmă noi avem mai sus impactul, lead-urile, clienții, venitul, avem LTV-ul, cecul mediu, avem cantitatea de tranzacții, avem cheltuielile, respectiv, când noi vorbim despre marketing, despre strategie de marketing, nu zadar Nata, când a vorbit în stories despre webinarul nostru, spune că e câteva luni la universitate, a învățat ce înseamnă o strategie de marketing și habar nu are cum Talmazan să facă asta într-o seară, nici nu mă apuc să vă învăț marketing, mă apuc să vă inspir ori să vă provoc să săpați mai departe în zona asta. Pentru că dacă voi veți fi atenți, nu o să vă blocați. Ei, nu știu, m-am dus eu, da? Am ușit la noi aici, e ca patru oameni s-au dus de-amul, da? Respectiv, dacă voi n-ați vă blocați și o să dați atenție și interes, pentru că sunteți aici pentru că ori sunteți antreprenori și vreți să vă dedicați marketingul, ori sunteți marketeri și vreți să fiți voi mai puternici, ori nu știți ce căutați aici. Prost apăs idei, da? Da, se poate de dat încă o dată formula, puteți vă faceți screen, cu siguranță o puteți găsi și pe alocuri prin internet, dacă o scrieți formula de venit, Dumitru Talmazan, o să puteți să o găsiți. Respectiv, în contextul dat, o să o descompunem și o să vă explic mai detaliat cum se analizează această formulă de venit și cum următorii parametri din acel S, primul punct de bea, apropo, în formatul de prezență. Această formulă de venit se bazează pe patru parametri, două, care presupun două scopuri a formulei este să crească compania, iar altele două se optimizează cheltuielile și, în general, se optimizează compania. Respectiv, într-o formulă foarte simplă, ea arată în felul următor. În partea stângă, dar la voi mă tem că iesă că în partea, în partea dreaptă mea spre neștică, este extinderea posibilităților de a câștiga banii și a doua este creșterea valorii clienților. De primul parametru răspunde dezvoltarea noilor piețe și clienții. Noile piețe, noile targete, noile canale de distribuție. Iar creșterea valorii clienților este LTV-ul, Lifetime Value. Și toate ele împreună formează revenue, din engleză, venitul. Iar celelalte două care pe optimizare de cheltuieli și sine cost fac variable cost și fix cost, costurile variabile și costurile fixe, care împreună fac costurile totale. Revenue, venitul minus costuri totale formează profitul. Respectiv, această formulă despre care noi discutăm, care are un scop simplu, să arate, vedeți sus, în dreapta aici, da? Vedeți aici revenue, clienții de succes, clienții aici, pe mijloc este LTV-ul, adică valoarea clientului, și cu roșu este total cost, în care este COGS-ul, asta nu știu ce v-ați auzit, COGS-ul este cost of goods sold, este sine costul, este SG&A-ul, este sales general and administrative cost, sunt costurile administrative și de marketing, mai vedeți acolo niște formule ca CAC, CAR, cost,
Customer acquisition cost, costul de achiziție a clientului, customer retention cost, costul de reținere a clientului în bază, respectiv elementul care se ocupă marketingul ar trebui ca el să iei această formulă și eu azi o să vă dau pas cu pas cum voi trebuie să faceți ca la voi și tot pe fanșuiu și să încercați să creați modelul. Mai mult că trebuie să vă arăt cum am făcut eu la mine. Și cum acest formulă devenit la noi în companie lucrează. Adică preferăm să nu fim niște teoreticiani care spun intrați în Google și scrieți formula venitului și faceți neapărat zona asta. Nu, fetele noastre, băieții noștri, alghinuțele noastre au strâns de cifrele astea și au făcut tabelele astea sănătatelor de Paște. Respectiv, în contextul ăsta, noi avem următorul detaliu. Noi avem acele patru modalități prin care noi putem să aplicăm această formulă. Prima modalitate de aplicare a formulii, deci primul lucru pe care voi trebuie să-l faceți, este să identificați cele mai importante cifre din afacerea voastră. Spre exemplu, o să vă arăt inclusiv ecranul, care este calculatorul meu. Asta este tabelul de la cele mai importante cifre din companie. Dacă noi ne uităm la prezentare, noi vedem în partea stângă formula, da? Și în partea dreaptă, sau invers la voi, în dreaptă formula, în partea stângă un tabel. Și noi înțelegem un lucru, că acest tabel are anumiți parametri. Ce voi trebuie să faceți cu acești parametri? Voi trebuie să identificați ce parametru la voi în compania să fie, spre exemplu, parametru profitul, ce e asta, ce înseamnă pentru compania noastră asta și unde noi ducem evidența. Repet încă o dată, ăsta este tabelul, spre exemplu, din Talmazan School. Cei care rămân pe la urmă să poate să iei ăsta și încă mai multe tabele și doar să schimbi niște formulări sau să înțeleagă cum am creat noi sau o să fie și alte posibilități. Dar elementul vine că voi trebuie să identificați parametrul care voi real vreți să operați. Spre exemplu, voi spuneți, noi să operăm cu clienții de succes. Asta la noi este client succes, asta contracte încheiate sau clienți câștigați care au dat bani pe cursul programe produse Grila Talmazan School. Asta înseamnă pentru noi clienți succes. Sau, spre exemplu, P, cec mediu, venitul împărțit la cantitatea de cumpărături, unde ducem evidența în Excel. PU, preț per unitate din cec, costul mediu a unei poziții din cec, de exemplu, a cumpărat un Facebook Startups, Instagram Pro Master Ads, 500 împărțit la 3 cursuri, 165, un curs era de 100, unul de 300, dar în total PU, price per unit, la noi este de 165. Respectiv, primul pas în care voi trebuie și puteți să aplicați această formulă a venitului, primul punct din S, primul punct din situation, este să folosiți cele mai importante cifre ca să înțelegeți de ce ca atare noi urmărim la noi în companie. Stânga noastră e ca așa ta. Bun, ca eu să nu mă încurc, super. Respectiv, ce se primește mai departe? A doua modalitate prin care noi putem să aplicăm această formulă a venitului este formula LCPQ. La fel, din primul element, noi dacă avem acești parametri, L sunt lead-uri, C asta este conversie, P cecul mediu, Q cantitatea de tranzacții. Cei care sunt de marketing, nici nou până nu, probabil voi n-ați auzit. Dar, spre exemplu, noi avem așa o chestie. Noi avem aici elementul de, iarăși, tabelul nostru cu formule și este a doilea tabel care se cheamă LCPQ. Și, respectiv, tabelul LCPQ este foarte, foarte fain un simplu motiv. Tare mulți vor să-și mărească, dubleze, să-și tripleze vânzările. Respectiv, ca să mărești vânzările, deseori se duce la marketing și spune trebuie mai multe vânzări. Dar noi nu știm unde poate fi problema. Respectiv, dacă noi am calculat toate cifrele în afacerea noastră, în marketingul nostru, noi am putea să influențăm, spre exemplu, formula LCPQ spune că trebuie să înmulțim fiecare parametru cu doar 10-20%. Adică în loc de 100 de lead-uri, noi o să aducem, în loc de 100 de lead-uri, spre exemplu, noi o să aducem 110 lead-uri. O să înmulțim cu doar 11%. Gen, la social media manager, dacă să-i spuneți că
nu trebuie să mărim vânzările, dar trebuie să aduci încă 10 lead-uri luna asta, mai mult. Lui să fie mai simplu. La conversii, spre exemplu, toți poate de lucrat. La ce cu mediu să dublezi vânzările, să dublezi cecul, este ireal. Dar dacă voi, în loc de cecul de 110, să faci cecul de 111 sau 112, voi o să măriți genul de la 100 la 112 cu 12% doar și nu o să fie atât de simțibil. Respectiv, LCPQ spune un lucru, că dacă noi să luăm toată formula noastră, cantitatea de lead-uri, click-uri spre site, vizibilitate, impactul, check-ul mediu, LTV-ul, toți parametrii din formulă, pe care parametru sau care parametri în combinație trebuie înmulțiți cu minim 5-10% și ele toate împreună să ne aducă plus 100-150%. Adică, iarăși marketingul este instrumentul care, dacă la voi sunt cifre, ele pot fi interpretate. Una dintre cele mai preferate, probabil de mine, interpretări este revenue breakdown. Revenue breakdown-ul, iarăși, citiți dacă nu o să găsiți, este un pic diferit de LCPQ, dar este la fel în baza analiticii de LCPQ. Adică dacă noi ne uităm, iarăși, mă uit în tabelă, în tabele pe care o să puteți să le aveți și voi. Spre exemplu, noi avem venitul nostru este de 3 milioane, poate la voi greu să vede aici, poate să fie așa moment, să vedeți un pic greoi. De 3 milioane este venitul nostru și noi spunem dacă mărim cu 1 milion, la care din parametru? La check, la cantitatea de clienți, la cantitatea de lead-uri, la impact, la ce fel de parametru trebuie de influențat? Dar dacă vreau nu cu 1 milion să măresc, dar cu 2 milioane vreau să măresc vânzările mele. Uitați-vă, aici deja a ieșit 200 de mii, 2 milioane sunt 9 de 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, da? 20 de miliarde am mărit, înseamnă că. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Respectiv, de la 2 milioane am crescut la 5 milioane și revenue breakdown-ul spune în felul următor. Dacă tu te uiți la fiecare din parametru, formula ție îți spune la care din parametru ar fi mai bine de influențat. Tu poți să-ți mărești lead-urile de la 115 la 176 de lead-uri și tu o să mărești cu cu 2 milioane venitul. Tu ai putea să-ți mărești conversia de la 23% la 35%. Tu ai putea să mărești impactul de la 500.000 la 700.000. Sau ai putea să mărești conversia în cumpărare de la 40% la 60%. Sau ai putea să întorci, aici este făcut pentru un sistem de creditare. Respectiv, tu te uiți la fiecare din parametri și spui, nu, aici e prea mare cifra și cel mai bine probabil să fie ca noi să mărim clienți de la lead-urile de la 115 la 176. Asta ar însemna că noi mărim cu 61% cantitate de lead-uri și cu 12% prima conversie. Și respectiv formula ți-o calculat care din parametrii formulei este mai ușor de influențat. Cu siguranță, orice parametru, dacă să lucrezi, el să ducă o leac mai mult rezultat. Dar care azi, în business-ul tău, tu ca marketer, în afacerea ta în care tu ești, care parametru azi este cel mai ușor de influențat ca tu să-ți crești vânzările? Eu poate că înțeleg că subiectul nostru nu este despre bus post și ușurel, adică este o leacă despre carne și pe mine asta mă bucur, nu știu cum pe voi, dar când noi vrem să lucrăm în marketing, noi înțelegem că există marketing, poate noi nu-l facem, dar el există, poate noi nu ne ajung resurse, dar el există și tot mai mult de companii deja trec ca pe așa sistemă. Companiile care au anumit KPI la nivel de vânzări, companiile care au anumită echipă sau anumită necesitate în piață, respectiv, tot depinde la ce voi nivel sunteți, pentru voi probabil să fie scenariul 2 și 3 mai real. Noi ne apropiem spre final de primul sistem, de aceea acuș o să fie o leacă mai ușurel în sensul ăsta. Respectiv, a doilea moment, după ce că am calculat în baza formulei primul element, da? Formula a devenit și noi calculăm prin prisma celor mai importante cifre, noi calculăm prin prisma
abordării LCPQ, revenue breakdown sau sigmele, tot care fac parte din noi. Trecem la al doilea parametru care trebuie calculat în formula în punctul S, situation-ul. Asta este al doilea P, product, produsul. Cum se calculează produsul? Și ce trebuie de făcut în strategie, în adevărată strategie pe care voi vă vând alții sau care voi vreți să cereți în formatul ăsta. Produsul este o totalitate de acțiuni care trebuie făcute și foarte multe sondaje care analizează relevanța, deci faceți un sondaj pe intern, relevanța existenților curenți. Acolo clienții o să vă arăte vouă și o să vă răspundă la întrebări de ce eu ales produsul ăsta, care e factorul care influențează supra produsului dat. Spre exemplu, că dacă vedeți în primul grafic, noi vedem decizia pe batonașă, cum oamenii decid să cumpere batonașul și în ce situații. Și sunt diferite clustere de audiență care decide acest produs să-l cumpere. Există relevanța, pe cât de relevant în al doilea grafic ne spune relevanța acestui produs, pentru că deseori noi ca antreprenori credem că produsul nostru este cel mai bun, normal 300 de ani pe piață și 50.000 ore lucrate și ISO-ul la noi este, dar ca atare clientului e foarte important acolo, apropo, la bătonașă, foarte puțin atrageau atenția la ingrediente. Este în creștere acest parametru, dar foarte puțin. Mai mulți la brand, mai mulți la comoditatea de deschidere, mai mult la gust. Gustul era unul dintre criteriile. Și atunci tu înțelegi că ai un soi de matrice de produs care trebuie să fie analizate în raport cu concurența, în raport cu clienții din intern, ce mai au ei nevoie. Și respectiv matrice de produs, poate unul dintre cele mai importante momente care aș vrea să le atrageți atenția, am pomenit mai recent de Customer Journey Map. Și în Customer Journey Map sunt 4 etape. Etapa de necunoaștere, etapa de luare a decizii, etapa de cumpărare și etapa de utilizare și pe urmă returnul. Și respectiv în a doua etapă, când omul decide de la cine să cumpere, foarte des și inclusiv matricea de produs este factorul care influențează supra decizii. Dacă eu mă duc la Talmazan School și eu vreau să fac și cursul de X, Y, Z, dar ei au numai un curs, probabilitatea eu să trec la dânsă da, dar eu tot ce aș vrea să mă duc la o companie și să mă deservesc la o companie. De aceea intră în joc în matricea de produs doi parametri. Primul, DM, AM este matricea de produs, dar DM este Depth Matrix și WM este weight, da? Depth, asta este adâncimea matricii, cât de mult voi aveți, cât de multe creioane aveți pe pol, pe raft, cât de multe sticle cu iaurt, și WM este cât de divers, weight, cât de largă este matricea. Noi avem și Facebook Start, și Instagram, și Mentor My Business, consultații, webinarii, workbook-uri, checklist-uri, PDF-uri, deci nu toate intră în matricea, dar am ușa să vedeți, pentru că ceea ce spun eu face parte din următorul nivel în contextul matricii, care înseamnă pâlnea matricii. Respectiv, dacă voi vreți să analizați produsul vostru, voi trebuie să întrebați clienții voștri, 1. Să întrebați clienți concurenților dacă vă reușește, să analizați concurenții voștri, să analizați piața în general, în business-ul vostru, voi sunteți concurențiali pe matricea de produs, care este la cineva mai larg, cineva poate să producă 500 de ferestre, dar voi produceți numai 50 de ferestre. Respectiv, normal că voi în raport concurența pierdeți aici. Poate pe voi vă aranjează acest mini-rezultat, dar la nivel de strategie, pentru că tot vorbim despre strategie, asta contează, voi să fiți concurențiali și în matricea de produs. Respectiv, punctul unu tare important este pâlnea matricea de produs. Poate ați auzit, poate nu, dacă n-ați auzit, ascultați, pentru că asta s-a auzit tot mai des dacă aveți treabă cu marketingul și dacă vreți să lucrați în marketing și dacă vă este interesant în contextul ăsta, este faza că ideal este ca la voi să mai apară un parametru în loc de, pe lângă W și WM și DM, weight și depth, să apară complementar matrix. Adică să apară matricea complementară în care intră inclusiv și prea cunoscutul pentru marketeri elementul de pâlnii, unde voi aveți lead magnet, tripwire, core product, profit maximizer sau profit multiplier, sunt mai multe deja variații. Logica e una foarte simplă.
Dacă voi vreți să vindeți, voi nu puteți să vindeți deodată partea de scump. E foarte greu să vinzi deodată partea de scump. Spre exemplu, ia uitați-vă cum vinde Tony Robinson. Special am pus ca voi să înțelegeți direcția. Lead magnetul este gratuit, zero. Lead magnetul este zero. Ce intră la Tony Robinson în lead magnet? Intră paginile lui de Facebook, deci postările, intră speeching-urile lui, event-urile, TV show-ul, publicitate, el are PPC, pay-per-click, radio show, tot asta este în raportul de gratuit. Deci, elementul zero. Voi trebuie să aveți produse gratuite. La noi asta este, spre exemplu, webinarul, la noi asta este video-uri de expertiză, presa, la noi asta sunt posterile de expertiză, blogul, la noi sunt checklist-uri, PDF-uri. Ele toate fac parte din acest lead magnet. Respectiv, întrebați-vă voi pe voi, în produs, în PI, analiza concurenței, care e lead magnetul lor și care e lead magnetul vostru? Voi, în general, concurați în acest raport sau nu? Lead, client potențial, da. Respectiv, mai departe vine Tripwire-ul. La Tripwire-ul, la Tony Robbins, este produsul ieftin. La dânsul ieftin asta înseamnă $15,000 și până în $299,000. La noi ieftin asta înseamnă €25. La noi, spre exemplu, la noi Tripwire asta este ori cursul Start Online, care e €19, ori asta este workbook-ul, care e €25. Genul, ceva ușor. Noi am mai avut și ecosistemul, maratonul de $1, mai decât era ceva de genul ăsta. Respectiv, mai departe merge Core Product și la noi Core Product asta este cursul Facebook Start, cursul Instagram, Master Ads. La Tony Robinson la fel, de la noi este până în €200, la dânsul e €22,000. Aproape mergem tutilcu. Respectiv, și Profit Maximizer la noi este consultațiile personale, corporative sau Mentor My Business și respectiv în zona asta voi trebuie să înțelegeți că ca să vinți ca atare produsul de bază și produsul care ți-a duce profit cel mai mult, sus trebuie să torni, lățimea ei este cât marketing din seria asta tu ai de făcut în partea de sus. De aceea, întrebare, cine până acum, dacă noi vorbim de pâlnea de produs, cine până acum are măcar câte ceva? E ca știe, are un fel de structură, s-a uitat la matrice, este, înțelege și asta lățime, lungime. Pe cât de conectați în marketing voi sunteți sau trebuie să începeți stăi de la zero? E ca, cum ați caracteriza voi starea voastră? Imaginați-vă că voi ați accepta ideea că un departament de marketing, o activitate de marketing, e ca tantra, ca abecedarul. Înainte să înșești, știi, trebuie să înveți abecedarul. Apoi că înainte să faci strategii de marketing, trebuie să te uiți ori sistemul SOSTAC, ori alte sisteme și să iei analiză situației oricum și să o analizezi prin prisma celor 5P sau 6P, place, product, people, promotion, poziționare și finanțele, cum facem noi banii din marketing, cum îi cheltuim și în product noi analizăm matrice de produs, lățime matrice, adâncime matrice, noi analizăm complementar matrix, adică vindem ca McDonald's, o cartoșca, cola, burger tot împreună sau aparte vindem cafea și croasane, matrice complementară, da? Ele se unesc la noi, Instagram cu Facebook la noi se vinde, workbook-ul cu cursul. Respectiv, cum la voi merge? Aveți așa ceva? Așa, 50, dar mai este depus pe bază, așa e de la zero. Magnetul meu este clasă de karate, e degeaba, free trial class. Da, Lilia, la tine lead magnetul poate să fie, la tine lead magnetul poate să fie prima vizită gratuită, la gen mulți în limba engleză este gen prima vizită gratuită sau free trial ăsta, free trial este care este. Apropo, pentru cei care văd în chat acum, colegii mei au pus un link, noi mult atenție noastră tragem la asta, însă cei care nu au trecut încă ceva instruiri de ale noastre, ia că noi vorbim în mâine de core product, cursul Facebook Start, primii pași în online, cursul Instagram, primii pași în Instagram și complex din toată tema asta. Noi avem pentru voi iar și cei prezenți în webinar, doritori fără mare reclamă. Dacă încă nu știți și za curs există și cine suntem noi, înseamnă că nu a ajuns încă timpul. Dacă vreți să faceți un refresh, am o ofertă combo care
Ați mai fi, nu știu, dar cel puțin am e foarte benefic. Clicați, înregistrați-vă și colegii mei o să vă povestească mai multe detalii și o să vă ajute să beneficiați de aceste două mini cursuri foarte faine de 4 zile. Așa, trebuie de îmbunătățit, ok, structura pus la bază. Eu sper mult că la noi ca 50 de privitori s-o tăiet și asta nu e rău, asta poate și e extraordinar, oamenii au zis că băi, putea creier, fug eu de aici. Uitați-vă, în formatul de prezență, la nivel de analiză, noi ne dăm seama că noi avem aceste matrice și mai departe există în formula devenit și place-ul, și people, și promotion, și poziționarea, și toate momentele astea au tabelelor, au proceselor mai mult ca atât. Asta era numai primul S, dar noi mai avem încă cum să identific obiectivul, tactică în tus. Apoi ca să faci o strategie, de obicei durează ca strategie în stilul ăsta de la 1 la 3 luni de zile, dependență de cât e de complicat. Și dacă voi n-aveți benzină, văd înregistrările voastre, cei care nu au beneficiat, dați-i gazul, pentru că link-ul nostru e acolo veșnic, respectiv în formatul ăsta, fiecare din puncte poate fi analizat. Are tabelele lui și arată unele rezultate. Dar, cum spuneam la început, eu nu că nu cred, eu cu drag realizez, dacă are cineva resursă, dacă are echipă, nu știe să facă strategie, scrieți-ne nou și noi cu drag ne implicăm în așa proiecte. Însă în piața noastră noi n-am găsit multe proiecte care se poate să ducă așa sistem. Respectiv de aici și spuneam la început că noi făcând ne-am dat seama cum mult zic, dar voi o strategie aveți, dar eu nu știu și ea strategie, dar eu trebuie să fac strategie. Nu vă trebuie vouă strategie. Dacă e că până amuia voi ați văzut că e slojna, nu-s resursă, nu-s minim 2-3 persoane în departament, n-avem un buget de minim acolo începând la 2-3 mii de euro în sus, nu știu dacă aveți nevoie de așa mare platformă, organigramă, structură, pasostacul. Există și soluții mai bune și mai repede de implementat. Despre ele vreau să vă povestesc și acestea sunt două soluții care îmi plac mie, care cel mai des noi lucrăm. Asta este sistema Puzzle. Planul de marketing sau planul de acțiuni sau content media planul, deja dependenți fiecare cum vede. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există un coș cu instrumente. Deci imaginați-vă, voi aveți undeva un coș cu multe instrumente în care sunt și instrumente de la SOSTAC și aveți și rapoarte, aveți și planul de marketing și planul de media, aveți și mai aveți acolo canale de comunicare, aveți și platforme, aveți și CRM, aveți și program de loialitate. Sunt tare multe instrumente. Și afacerea, care nu are tare multe resurse, oameni, ea spune următorul lucru. Hai să lucrăm în formatul următor. Noi vom activa anumite resurse, anumite procese în anumite etape a business-ului nostru. Acum hai să începem de la, spre exemplu, analitica audienței. Poate să întrebăm și pe canalul Google. Hai! Poate facem rapoarte pe lead-uri. Hai! Dar și cu brandbook-ul, încă nu-mi trebuie, ladna, un landing, davai, și el e din tăta asta, din acest puzzle, el și trebuie lui și ce la dânsul mai bine va lucra. Nu-i place o pus înapoi, lucrează, mărește. Respectiv, aceste două strategii, care le zicem noi strategia puzzle, ele formează acest plan de marketing. Alexandru, link-ul este chiar pinuit, așa, sub unde se arată că suntem în live, este un link. Colegii mei, cu așa să-l pui și în comentariu, dacă te referi la link-ul de oferta combo Facebook și Instagram. Respectiv, vorbind despre asta, noi înțelegem că nu există o strategie, un document tipizat. Eu acum învăț un curs foarte complex care costă 150.000, 138. Așa, deja acolo mai erau adiționale. Despre marketing. Și nici acolo așa tolcăm noi. Am discutat cu universitățile, am discutat cu antreprenorii, am discutat cu concurența, apropo, am discutat pe subiectul ăsta. Am activat colegii din peste hotare. Până la ziua de azi,
Motivii pot fi diferite. Nu există, nu vor, nu se șăruiește. Dar eu n-am găsit o strategie de marketing, un document tipizat, care e ca așa să-l iei, ca genul CV-ul, și numai în loc de Dumitru Talmazan scrie Cole Amoros. Da? N-am găsit, nu este așa ceva. Fiecare strategie, dependență de piața, produsul, concurența, culoarea logotipului, caracterul soției directorului, tot influențează asupra strategiei de marketing. Respectiv, noi ne dăm seama că acest document nu poate fi tipizat, de altfel înseamnă că trebuie să adaptăm. Dar cum noi adaptăm? Și iată, intrăm în al doilea bloc, care este o leacă mai ușor decât primul și treilea să fie încă mai ușor decât tăte, care presupune că există nivele de companii. Și vreau să ascultați următoarele trei slide-uri foarte atent, pentru că o să trebuiască să votați 1, 2 sau 3, să-mi spuneți ce fel de companii voi sunteți. Respectiv, noi urmărim următorul scenariu. Există primul nivel de companie. Astea sunt companii care le putem numi micro-startup, la care marketingul, asta este un soi de buget anual de vreo 3.000 de euro, asta este vreo 200 de euro, 300 de euro pe lună. Când spunem 200-300 de euro, asta e touch, foto și video, și astea sunt niște posturi lunare cu niște servicii de foto odată la 3 luni, 300 de euro, și acta e un cec de 3.000 de euro pe an. Aceste companii fac postări organice, ei fac un boost post na leva, na prava, ei mai postează aici, mai prin grupuri, mai prin share-uri, mai un flyer, Viber, bază cumpărată de obicei, astea sunt niște e-mail marketing. De regulă, 1-2 oameni fac tot. Ei n-au departament de vânzări, ei n-au departament de marketing, ei nu au multe, de obicei un om și așa la câteodată și directorul, rusul zice, ea e baba, ea e tăt și главный цех технолог și охранник, уборщик, владыка, într-un cuvânt, nimeni nu poate să facă mai bine ca mine. Respectiv, asta de obicei este, și nu neapărat că este că s-a deschis nu de mult, poate să lucrezi de 10 ani în așa structură, dar ea se atribuie unui sistem de micro-startup-uri, a doilea nivel, îi spunem noi business-ul intuitiv. Aici o leacă la noi se pornesc niște procese. Noi știm ce e un avatar, da? Știm că la noi femeile de 45 de ani în decret, care trăiesc la bălți și consumă Coca-Cola cu chipsuri, sunt clienții noștri. Sau încep să-și dezvolte un fel de comunicare multi-channel. Companii care zic, dar poate și în Instagram, dar poate și niște influenceri, dar poate presă digitală. Apropo, eu cred că Talmazan School se află în parametrul business-ului intuitiv. Bugetul de promovare aici pe an este în jur de 20-30 de mii de euro. Sunt angajați în marketing 1-3 persoane. Asta înseamnă că îi cheltuie pe marketing vopșe, este cât vreo 1.500, da? Noi cheltuim în jur de vreo 2.500 pe bugetul de promovare, dar pe marketing cred că putem spune că vreo 3.000 de euro. Noi intrăm în zona asta, că noi avem marketingul e business-ul intuitiv. Noi creăm campanii inconștiente, noi suntem prezenți și online, și offline câteodată, și la TV, și la radio, și niște flyere, și influenceri. Adică începe deja să facă o leacă de dvijenii. Al treilea nivel de companie sunt business-ul conștient. Există al patrulea nivel, holding-urile, încolo noi nu ne băgăm. Uitați-vă, business conștient. De obicei se începe KPI-uri, pe vânzări, pe om, pe oră, pe task-uri. Are oameni, are un plan de marketing, un plan de vânzări, are rapoarte, are viziune, are de la 3-5 angajați în sus, are un buget de vreo 50.000 de euro pe an, vreo 4-5.000 de euro pe lună. Este un business conștient, poate nu fi business mare, poate fi business cu investiții, dar este un business care operează deja cu niște acțiuni de marketing. Și începând de la nivelul 3, probabil se poate de început de discuta despre SOSTAC. În tare puține cazuri aș recomanda pentru nivelul 2 să începeți elaborarea SOSTAC-ului. În unele cazuri, da, este. Noi la noi am început și eu văd unele plusuri. Dar nu este atât de simplu. Dar e real. La unul nici nu se discută. Unul zabute despre strategiile de marketing, vouă vă trebuie altceva. Și acum discutăm și vouă vă trebuie. La nivelul 2, o lecțică la cei mai curajoși și progresiști și cei care se câștige în 1-2 ani de zile. Nivelul 3 deja trebuie să întrebe și zarâbă el în piața asta. Întrebare către voi, dragă audiență, dragi prieteni. Spuneți-mi, vă rog mult, voi în ce companie lucrați
Sau ce companie sunteți în cazul când nu este companie voastră, iar voi lucrați în departamentul de marketing și aveți treabă cu asta? Ce fel de nivel sunteți? Conștient, inconștient, intuitiv, startup, holding, nivelul 4, colos, orange-urile, da? Așa, ce avem noi aici? Nici nu o să existe o astfel de strategie pe cât de repede se modifică preferințele de influență comatorilor. Natalia, și da și nu, mai mult nu. De ce? Pentru că, spre exemplu, în strategia SOSTAC, la formula devenit, este așa parametru ca sigma. Scopul tabelelor celor 6 sigme este să facă predictibilitatea comportamentului oricărui parametru din formulă. Pui în sigme parametru de, spre exemplu, să-ți arăt că până oamenii răspund, că eu pe urmă să văd ce detalii sunt. Spre exemplu, noi avem aici sigmele și sigmele presupune că noi luăm, nu știu, luna asta, asta e luna, asta zilele din lună și noi spunem că asta, spre exemplu, e traficul spre site. Și spunem, pe întâi la noi a fost 500 de oameni intrat, pe 2, 126, pe data de 3, 600 de oameni spre site și tot asta se face într-un raport unde este o medie, noi vedem că este o medie comportamentală, da? Dar noi vedem că există niște parametri care sunt mai sus de medie, mai sus de mijloc, că ăștia 500, asta putem spune că e o medie. Mai sus de 500 este și este mai jos de 500. Apoi că asta se numește paradigma celor 6 sigme. Este o formulă mai complexă, asta e așa ca să fie cumva măcar direcția clară. Păi iată, acolo este așa un parametru că dacă pe parcursul a 4 zile noi vedem parametrii mai sus, jos, scad de medie, înseamnă că sistemul nostru urmează să aibă schimbări. Sau dacă mai mult de 7 zile scade mai jos de medie, înseamnă că pe noi ne așteaptă un colaps. Respectiv, noi putem să urmărim comportamentul la oricare parametru din formulă legat de performanță. Important noi să avem trafic, ori să avem conversii, ori să avem lead-uri, vânzări, ce, orice parametru se poate fi controlat. Ca să înțelegem ce vrem. Așa, și 2, 1, eu la startup level companie, 1 și 2, Alina, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, așa, 1, 3, 1, 1, 3, 1, scorul 3, 1, azi și 2 spre 3, super, startup cu experiență de 2 ani în predare la alte școli, acum lucrez pentru mine. Ok, super. Respectiv, dacă voi sunteți, cum spuneam, în parametru la primele două, pentru voi, la primele două să fie ultimul bloc, pentru nivelul 2 și 3, următorul bloc și acțiuni trebuie să faci. Ce înseamnă pentru voi marketingul? Respectiv, strategia puzzle, primul element este planul de marketing. Un plan de marketing se deosebește pentru strategii de marketing prin câteva momente. Primul moment este formularea. Literele sunt diferite. Cineva numește asta strategie, cineva plan, cineva îi spune și respectiv noi înțelegem că de facto eu le-am categorisit în formatul în care genul planul de marketing este ceva care ar putea face și un om dacă e tare harnic. Doi, ideal. Directorul n-ar putea. Dacă voi sunteți главный pizdani, sunteți și director, șef, ștet, la voi în companie puțin probabil ca și marketing. Chiar dacă vouă vă place marketingul de nu știu cum, este sindromul nicto mine ne nakajet. Când tu ești director, tu ai decis că n-ați și în reclamă. Tu ai decis că dacă cardul n-are pe cont, n-ai tu de unde spui, pentru că tu știi că copiii n-au mâncat. Dacă tu ești director, tu ați decis de ce n-ai sunat lead-ul și el așa, n-are cine să-ți spună ce e, cum ai folosit tu scriptul, da? A ce-am te găvărești, domn Dumitru? Hai să fim serioși. Adică când directorul, fondatorul răspunde de ceva tare important în business, în afară de CEO, deseori sunt excepți, sunt oameni harnici. Dar eu iubind marketingul, la mine în companie n-ar și nici jumate din ce și este dacă n-ar fi angajați. Pentru că eu aș spune, da, mâine vineri, care raport? Da, raportul trebuie vineri, primaide. Respectiv, în sensul ăsta, e foarte important să înțelegem circumstanțele în care se creează rezultatul. A doilea sistem pentru companiile 2 și 3, da? Spre 2 și 3, pentru că 2 și 3 și stostacul și e ca următorul element. Este că există 4 procese prin care eu vreau voi să treceți și să vă notați
toate momentele astea. Este, voi trebuie să aveți o viziune, ea trebuie să fie calibrată la realitate, voi trebuie să aveți o viteză și trebuie să riscați. Aceste patru acțiuni care sunt inevitabile, indiferent vrei tu sau nu vrei, tu sau concurența ta, asta se fac. De aceea, câteva instrumente ca exemple care pot fi folosite ca să mergeți în partea de implementare. Voi puteți să faceți screen-uri, tabele concrete pentru cei care să rămână chiar până la final. Noi avem pentru a treia modalitate. Pentru a doua modalitate sunt screen-urile, voi puteți să vă faceți poze și să găsiți în internet ce înseamnă asta, tehnica AIDA, spre exemplu, nu știu. Per fiecare parametru, noi avem anumite tabele, anumite procese care ne ajută să înțelegem și asta. Viziunea. Dacă voi vreți să creați o companie și voi înțelegeți că la Sigma n-am ieșit, plăit, dar plăit, eu sunt unul, doi, suntem cu femeii mei și să facem marketingul, noi am probabil, dar vrem așa, vrem o leacă, nu așa, vrem să creiem ceva. Apoi că, pe jalul ăsta, vă un exercițiu pentru cei care stare creativ și vor un plan de marketing, dar nu atât de complex. Răspundeți la întrebarea de viziune. Visați un pic. Ce companii voi vreți construiți? Pentru cine este compania asta? Ce brand construim? Cum acest brand va schimba viața consumatorilor? Și asta nu este utopie. Eu, spre exemplu, stare pămeșnă pe ideea că, mai ales când creez un brand, la mine în cap, știți ce ne pare? Ne pare ideea, dar cum aș fi dacă eu să imprim mare logotip pe perete? Da? Cum aș arăte asta? Cum aș arăte dacă e că eu să-l pun mare așa, ca... Și dacă acolo e o căreașcă așa, cu 76.000 de culori și cu horboțică, e ușasnă, oamenii zic, cui e asta? Al lui Tormozan, Doamne ferește! Adică da, și ca asta, zice, eu pare tare mult pentru cine? Eu vreau pentru oamenii care, nu e vorba despre bani, e vorba despre înțelegere. Eu pierd deseori prin ea prima asta element, că eu prea mult visez. Da, e că voi aveți posibilitatea să vizualizați inclusiv și această prezentare în formate de este. Asta costă o toană de bani, că e că tot asta se întâmplă. Pe când se putea pur și simplu, așa, de ținut tot webinarul sau în colțușor, așa, și poza mea și prezentarea pe mijloc, da? Respectiv, ca să întâmple în momentele astea, eu am visat un pic. Și eu mi-am dat seama că eu vreau e ca așa, da? Cum visăm noi? Noi facem un audit intern a companiei, noi studiem avatarul clientului, noi facem analiza concurenței, vedem fricile, obiecții, noi vedem ce se întâmplă. Noi am înțeles că foarte mult contează pentru oameni ca să nu și pusta slof. În spate trebuie să ai tare multă experiență. De noi e ca ultimii 8 ani de zile am făcut tare multe lucruri gratuite, ieftine și tare mult. Am dat examenele, am făcut să nu se primească ca muia, eu am luat slide-uri din Google și vă arăt vouă ce înseamnă strategie de marketing. Eu am avut la câteva companii ale mele începuturi, zeci de începuturi de creare acestor strategii. Și e perfect înțeleg când voi vedeți tabele și mama, unde eu am venit? Stângeți lunina. Respectiv, unii trec în zona asta, misiune, visiune, brand book-ul. Da, tare deseori brand book. La două companii de mele am brand book, la două nu. Și îmi pare ghine că am la două și la două nu. Spune la primele să n-am brand book. Probabil da, probabil nu. Viziunea mea de brand book este că la anumită etapă el nu-ți trebuie și desori cheltuie cei 2000 de euro la început 3. Dacă tu ai, dacă crești un brand care jumătate de an trebuie să facă extindere și probabil da, must have, dar dacă tu tipă următorul 3 ani de zile tu poți să ai Facebook cu boost post de 25 de bucks-uri și unicul logotip la tine și în cover, atunci brand book n-ai ficție, nu-ți trebuie. Respectiv, este jobs to be done-ul. Știți paradigmele jobs to be done-ului? Biggest, cheapest, fastest, easiest, expertest, innovated, da? Adică toate aceste yes-uri. Cu ce brand tu creezi? Eu precis nu-s cheapest. Eu precis vreau și eu biggest. Eu precis vreau și eu expertest. Eu înțeleg elementul ăsta și când eu visez, eu în paradigma acestor tabele, îmi structurez gândurile, pentru că rezultatul trebuie să fie o schiță. Și dacă eu am o companie, o școală, eu chiar am avut anul trecut gliucul, m-a zăclinit să construim clădiri. Și respectiv, ce dacă să fie asta o clădire care să aibă la primul etaj cafene? Nu, m-am suturat să fac cafene, vreau la primul etaj cafene. Da, visez, pricolă, ca la Google și e rotundă, da? Eu am vrut din containere, credem că e mai ieftin. Fie găzdvade, am din coteleț mare, îi faci. Respectiv, tu creezi un concept și când tu începi să ajustezi la realități, rezultatul este e ca așa eu vreau.
Dar vine a doua etapă. Dacă vă amintiți, care spuneam că se numește realitatea. Calibrează viziunea cu posibilitățile. Țineți minte, la început spuneam că le vin antreprenorii și zic, Dumitru, noi vrem să rupem piața. E că și real aș spun. Eu mă țin să numără. Dacă ați venit întâmplător vreodată la mine, să nu-i spuneți asta, Dumitru, noi vrem să rupem piața. Nu rugi tu, stai o leacă, maxim și poți să rugi fundul de pe scaun și să duci din piața asta. Respectiv, nu, realitatea este în care tu începi deja să gândești, așa, dar unde eu sunt? În și piață. Ce pot eu? Ce oameni am eu? Am analizat concurența, pentru că mai departe, uitați-vă, noi avem auditul extern, noi analizăm concurența și noi dăm seama, tac, dacă la noi este filială, dar alții lucrează ca țară în altă parte, România, ei au mai mulți angajați, au mai multe certificări, ei au points of difference, points of parity, diferențierea lor este că ei au relații și ei apar în cadre cu Tony Robinson, spre exemplu, sau eu văd că analizez, cum spune în rusă, tehnica pe smart-ul. După smart, scopul meu trebuie să fie specific sau nespecific, trebuie să fie măsurabil, trebuie să fie în anumit timp, relevant. Adică, noi înțelegem că am visat noi, o zi, două, trei, cinci, am desenat că noi să facem cea mai mare companie de instruire din lume, cel mai mare țăh de producere a găinilor și când ne uităm în piață, da, acolo sunt vreo cinci pavilioane și acolo sunt cu investiții internaționale și noi spunem, tac, stai, ai, noi o leacă amândoietul. De acord, am îndoietă și sfârghem. În cazul prestării de servicii pentru design, în maxim 3-5 clienți pe lună, pot avea la ce buget mă orientez. Stai că, Natalia, eu leacă n-am înțeles. În caz prestării servicii pentru designer, tu prestezi, tu ești designer, da? Maxim 3-5 clienți pe lună pot avea. Aha, la ce buget mă orientez? Da? De ce? Genul, e foarte greu să răspund la ce buget. Pentru că dacă tu ești expertul, tu vrei să ai companie sau tu ești freelancer, dacă mă expun corect și am înțeles corect, Natalia, approach-ul tău, dacă tu ești companie, înseamnă că trebuie să ai logo, trebuie să ai brand, trebuie să ai poziționare, 3-5 clienți poate și de 100 de euro sau de 500 de euro, 3-5 clienți vopșe neachtung, viziunea ta de mai departe. Și că tu analizezi externul și spui, tac, freelancer este tare de figa, n-am ce faci la mine în piață, m-am dus în America. Pentru că acolo îți fac 3 clienți și nu 30 de euro, dar 300 de euro. Și înseamnă 900 de euro, nu 90 de euro. Mă întreb în a doua etapă, dar și piață eu vreau să lucrez. În Moldova, România, Ucraina, Rusia, Chicago, America, latină, moldovenească, care, unde? Care e strategia de produs și matricea de produs? Aici, ca frâm o leacă de la sostac și spunem, ce o să am eu? Monoproduct sau multiproduct? Strategia de preț, price dumping ca să fac, sau eu să fiu concurențial, sau eu să fiu, vabșie, zic, la adnătăți vând cursurile cu 30 de euro, eu să le vând cu 250. Pofic, lasă le vând cu 30 și înseamnă că n-au chișcat încă. 3 oameni la scumpere, dar nici nu vând cu 30 de euro. Spre exemplu, voi intrați în piață și voi vă poziționați cumva. Respectiv, voi aveți inclusiv ca partea asta bugete de marketing, voi aveți planuri, voi aveți probabil deja situația în care voi trebuie să vă întrebați, ok, dar și oameni noi să luăm? In-house, outsource, freelance? Așa, freelance, care sunt plusurile? Outsource, care sunt plusurile? In-house, care sunt plusurile? Care sunt minusurile? La această etapă de realitate e foarte important să ne stabilizăm inclusiv și canalele de comunicare, inclusiv și platformele de conversie, inclusiv și rezultatul pentru noi. O să fie ca clar unde noi mergem. Noi înțelegem că nouă ne trebuie 1000 de clienți, noi înțelegem că clienții ăștia trebuie să fie din piața X, matrice de produs. La noi o să fie din 3 poziții, cu capacitate de 30 de poziții pe lună să le vindem. Nu e clar și mai departe. Și tot dalși. Dalși între performanță. Între viteza de integrare a anumitor procese de planificare a acestor momente. Respectiv, asta este deja mai mult vine echipa, mai mult capacitățile voastre antreprenoriale, dar la această etapă, pentru companiile de nivelul 2 și 3, e foarte important că e aici să se face diferența.
Cineva zice, da, dar și asta cereme, dar și asta cereme, da, mulți, de mult integrat ceremeu. Cineva spune, dar și cu TikTok și ala, dar și, și merge, dar la tine, dar eu nu cred în TikTok. Au zice, dar și cu Clubhouse și ala, dar da, adnaclasnicii mai tine acolo toți bătrâni. Dar v contact vă și ruși, Twitter nimeni, în Facebook nimeni nu-mi place, în Instagram vă și pierd timpul și e ca tu stai și tupești, tormozești când concurența ta la viteză integrează sisteme, procese și tot asta tu rămâi în urmă. Și pe orice segment. Aici noi avem Customer Journey Map, unul dintre frumoasele instrumente care ne arată nouă audiența rece, caldă, fierbinte, cum ea se comportă la fiecare din aceste nivele. Cum această audiență ne ajută ca noi să înțelegem că care-i sensul că voi faceți campanie publicitară cu oferta de 20%. Dacă prima întrebare când eu văd anunț publicitar, asta este cine ești tu? Care e sensul din așa campanie când la voi, la, pe nivelul vostru de customer journey, voi ar trebui să lucrați la audiența rece, unde se lucrează cu impact, cu expertiză, cu blog, cu cadouri, cu gratuități, cu informații. Dar voi acolo lucrați cu copii pradai. Și când omul e la decizie, voi nu sunteți în Google Search, pentru că voi nu credeți în Google și vă împarlă de 200 de euro, 500, 1000 de euro pentru landing page, pentru că pentru Google trebuie să ai un site, un landing page. Respectiv, care e sensul în acțiunile care nu sunt corecte? Ne liniștim dacă și numai noi nu numărăm. Dacă nu numărăm, atunci este așa o chestie că tipa la mine tot în ghine. Cum? Păi, normal așa. În principiu, normal așa. Normal, e ca normalul ăsta, vabșe NFT am un sensul ăsta. Respectiv, dacă noi vorbim de toate acțiunile astea, noi avem aici și planul de content, și avem și rapoartele, avem și CRM-ul și ecosistemul. E cam ușa să vorbim la al treilea nivel. Dar ce e mai important, că rezultatul acestui moment este că voi trebuie deja tot să lucreze. A treia etapă, procesul în care voi deja la viteză integrați, voi integrați, e ca mai Talmazan School este la un soi de etapă 3. Amuia genul o leacă se conturează că acolo oamenii încep ceva acolo să facă. Spustea pizzotlet. Сердце крови обливается. Так, все мои пати, демарите имажно Customer Journey. Да, ОГСС, как уж умрим Customer Journey Map. Так, все пати, демарите аша. Înseamnă că eu, ca antreprenor, ca de karate și administrator, la toți clienții mei sunt freelancer? Cu timpul studenții de succes vor putea antrena în locul meu. Lilia, în general, tot depinde de rol. Spre exemplu, tu poate vrei rolul de specialist, poate nu vrei rolul de antreprenor. Aici e o chestie specifică, cu siguranță, maștabarea business-ului întotdeauna ține de faptul că tu nu trebuie să faci lucruri de bază. Nu, tipa, dacă tu faci lucruri de bază, atunci se poate că tu poți atâta cât tu poți. A doua filială tu n-ați poți, că n-ați poți și în două locuri odată. În două ore concomitent tu n-ați poți. Dacă te-ai îmbolnăjit, tu nu poți să ieși. Dacă, da? Adică dacă tu ești legat de, înseamnă că tu nu ești antreprenor, tu ești specialist. Câteodată, în așa situație, mai ieftin să duci și te angajezi. Faci bani fără risc, fără investiții, fără contabilitate, verificări și de asta. Dacă noi am folosit Sales Mango pentru CRM și marketing automatic, dar nu am avut retins de clienți. Nu am, Lumin Butuc, nu sunt cunoscut cu această platformă. Eu un CRM folosesc ca am un CRM și automatizările pe marketing practic sunt automatizări pe jumate de undă, pentru că toate sunt în Excel automatizările, nu sunt sisteme externe prin API în care se automatizează. Poate doar de dacă Power BI-ul care aparte, dar rest nu. Sunt angajat, sunt și angajat în afară de karate. Da, e specifică situația, dar sper să-ți reușească. Spuneam despre faptul că în acest nivel de intervin foarte multe instrumente care voi trebuie să le aveți, dar în rezultat tot la voi lucrează ca ceasul.
La acele fișiere vom avea acces sau ele sunt costa cost? Fișierele care eu vă le-am prezentat vor fi gratuite, azi vă spun cum puteți voi să obțineți. Fișierele din seria asta pot să vă dau ca slider, ele nu sunt fișiere, ele sunt tehnici care sunt destul de vestite. Ați fi reluare la acest video, ea să fie posibilă ca voi să opriți cadrul și să faceți screen unde vouă vă trebuie și să căutați tehnica. Iar fișierele de bază care cred eu că minim voi trebuie să faceți, o parte din ele sunt de aici, recomand să vă uitați. Respectiv, riscul fiind unul dintre ingredientele nu neapărat, dar destul de importante, că deseori vin antreprenori la noi și spun: Dumitru, dar de ce eu n-am vânzări? Parcă noi am făcut reclamă. Dumitru, dar n-ai generat lead-uri, dar nu-s vânzări. Dar n-avem buget pentru asta. Vrem să facem mai departe cum am făcut, fără să testăm. Respectiv, un al patrulea ingredient pentru companiile din nivel migrare din 1 spre 2 și stabilul 2 și un pic cei care se tem să treacă la nivelul 3, pentru voi sunt aceste patru elemente de viziune, realitate, testările astea și riscul, este că voi trebuie să fiți gata să riscați cu bugetul. Eu risc zilnic. În acest webinar eu am avut niște publicitate, ieri, noaptea, stăteam și spun, dar deși dacă eu și eu spun, acolo am ales eu niște audiență și am riscat. Am riscat în sensul ăsta. Eu la cine să mă adresez? E că eu cui să mă jălui că eu n-am vânzări? Cui să mă jălui eu că 140 de oameni n-au clicat pe prinde oferta combo aici? Nu, și nu le-au ajuns lor. Nu le trebuie, 100% trebuie la toți. Și dacă cumpărăteți 100 acum, socoate că toți copiii de la lucrătorii mei au mâncare pe un an de zile. De ce nu cumpără? Sute de motive de ce nu cumpără. Apoi că întrebarea este, de ce eu trebuie să cumpăr produsul tău? Tu al meu nu-l cumperi, al altul nu cumperi like-uri, nu ne-ai dat stories, n-ai făcut, nu m-ai tăguit. Dar vrei ca eu să cumpăr, să tăguiesc, tu să cheltui cât mai puțin buget, singur el să n-angajați, să n-ai sisteme, să n-ai rapoarte, singur el te-ți faci așa pur și simplu și ideal văpșe ei să-ți suni. Dar încă mai ideal e pe site să cumpere, tu nici să nu-i vezi la ochi, nici în față să nu-i vezi, prostă să-ți vină cecul așa și să-ți vină. E că din cauza că probabil s-a făcut o greșeală, eu nu știu unde și cine să mă uit în ochi la dânsul și cine a lansat ipoteza asta, că business-ul ăsta este ușor și că marketingul ăsta este un soi de pabocică în care tu pur și simplu pui niște postări și la tine ați și ceva. Apoi ca ceva n-ați și. Dacă se întâmplă la câțiva, ei sunt cei prea fericiți care n-ați o duc prea mult pentru că schimbă comportamentul, cum ați spus la început, și eu nu cred că marketingul, că business-ul ăsta este un fel de fă un bus post de $300 și la tine vânzarea și de 10.000 de euro. Dacă era așa, eu luam credit în bancă și făceam toate business-urile voastre și eram, dacă cunoștințele eu le-am cum să faci marketingul. Nu ocază văița, vorbind în engleză. Nu doar asta este de jos, nu doar marketingul, el fiind unul din ingredientele. De ce? Dacă noi să ne bazăm pe cifre, șansele sunt să crească. Noi ne apropiem către acel al treilea bloc care urmează voi să-l primiți și gratuit. Dar cu siguranță nu uitați că spate făcut un tag, un minimum spate de clicat pe curs și de procurat și șansele să măriți că în iarnă copiii mei n-a să intre fără crăsovi. Respectiv, în formatul ăsta noi înțelegem că unul dintre întrebările importante la care răspunde marketingul e că asta puteți să vă imprimați, să vă scanați. Asta este cum să trăiesc. Marketingul răspunde la întrebarea cum să trăiesc. Pentru că voi beți cola cu burger din cauza că așa trebuie, voi vă spălați cu șampon și pe urmă dați cu tonicuri și acolo este condiționer pentru că așa trebuie, voi câteodată vă dați de două ori cu șamponul pentru că pe șampon scrie nanistismăt, voi mâncați câte două gumi, da? Cine astea gumile, pernuță, mânca câte jumate, nu pentru că noi eram atunci flămânzi la țară, noi mâncam smoală, respectiv când au apărut gumile, unul din visele mele era să iau feeling-ul ăsta, cine puneți plusuri și cine mă înțelege, să iau în palmă și să arunc din cutiuță ultimele două pădușche
și să le, și să, să le arunc în gură. Eu credeam că gumele trebuie mâncat câte două. Ce fel de reclamă era aceea? Vă spun, era reclama pe mărire de Q. Q este cantitatea de tranzacție. Cu mărirea, cu consumul de două pernuțe la fiecare luare de cuvânt, luare de gumă, voi în șase partide mâncați cutiuță. Înseamnă că îți cumpărați mai des. Unele companii de periuțe pe mijloc, albastru și ăla care îl fac să șteargă. Și voi când vedeți că el se șterge, vă duceți să vă schimbați periuța. El mărește tranzacția. Pasta de dinți are gaură mai mare, dacă n-ați observat. Înseamnă că iese mai multă pastă. Cât mai multă pastă este, cât mai repede se termină. La McDonald's voi cumpărați jucărele la copii. Și ia spuneți-mi, dragi părinți, cine a cumpărat numai o jucărică? Și gata. Mai mult nu. Eu, când copiii erau mici, noi ne ducem în fiecare vineri ca la monument, pentru că trebuie să vină a doua jucărică. Ne dai boh, seniorita, fifi, pupu, mama, să știe singurele, da? Adică cum să trăiască în casă. Toată colecția trebuie să știe, da? La Kaufland, când au apărut cu plastinile și ele, până n-au cumpărat catalogul și ăla de produse și până nu au toți dinozauri strânși în catalog, nu m-au lăsat copiii. Și au făcut ei prin acțiunea asta de marketing. Ei nu au făcut de astea flyere, jucărele. Ei au mărit Q-ul, ei au mărit cantitatea de tranzacții. Respectiv, asta e marketingul, dar asta e marketingul celălalt din Sostac. Asta nu e marketingul despre care acum noi disproiect. Dar oricum, ei ne răspund cum să trăim, ce șampon să folosim și ce fel de pastă de dinți. Și dacă voi sunteți brand, dacă voi aveți brand, înseamnă că luați al doilea minim sfat pentru seara de azi înainte să luați acele fișiere tare bune și tare importante. Tehnica box. Tehnica box este eu aș pune descoperirea în limbajul care noi îl povestim anul ăsta. Mie e tare mult îmi place. Ei ne răspund la așa de multe întrebări. Dacă voi ați înțelege pe cât de aplicativă este această tehnică, voi ați înțelege ce acțiuni de marketing voi trebuie să faceți. Voi trebuie o strategie, un plan sau un content plan. Voi ați înțelege că n-are sens postare și în Dodi. Ați înțelege că fără să promovați, probabil, să faceți campanii, să vă nișați, nu are logic acțiunile voastre. Dacă ați scoate pe cifre business-ul vostru, ați înțelege că acolo e trist, ori e foarte vesel. Tehnica box spune următorul lucru. În capul meu sunt în jur de 3, 5, 10 branduri per fiecare categorie de consum. Asta înseamnă că dacă voi acum o să încercați să numiți 50 de branduri de pastă de dinți, puțin probabil, dar precis voi să spuneți așa, Colgate, Blendament și mai departe o să înceapă și care cu sănătatea, muși fiecare, Verta, Berta, Bon și variante de astea. Dar în cap la voi 100% este Colgate și Blendament. De ce? Vă spunem pizza, da? Respectiv în Chișinău precis 80% printre primii 3 spune de pizza. Dar în Chișinău sunt 200 de localuri care fac pizza. Și atunci spuneți, care e șansa să mă duc eu la pizza Macarena, care e la Buicani, acolo, la Tabacică, care eu habar n-am că ei există, eu nici nu știu de dânsa. Care e șansa eu să cumpăr de la tine pizza Macarena, că eu nici nu știu că tu ești. Și atunci răspunsul este unul foarte simplu. Ca eu să cumpăr de la tine, tu trebuie și în cutiuța la mine. Dar întrebarea mea este, tu ești în cutiuța mea? Cu alte cuvinte, consumatorul tău, tu ești în cutiuța lui. Tu ce faci? Vinzi cerșei? Coafură, karate, tractoare, și vinzi tu? Pe tine, servicii, consultanță. Când tu spui social media, eu aș vrea tu să te gândești la Talmazan. Aș mai vrea eu și în alte situații să te gândești la Talmazan, da, soțul și contra. De ce? Numai atunci. Când e social media? Respectiv, noi înțelegem că dacă tu azi vei încerca, marea majoritate, și asta este un rezultat nu că ne-am lăuda, este un rezultat care noi am lucrat și conștient am mers spre el. Și acest rezultat este în felul următor. Lida se râde de la ideea cu Macarena. E din viață, Lida, e din viață. Eu spuneam despre momentul important că dacă azi noi cu voi vom fi sinceri și ne vom întreba, dar câți oameni știu
Aici sunt două gânduri foarte triste, mai mult ca atât. Primul gând este că mulți prieteni de-ai noștri nu știu că noi lucrăm sau avem business-ul ăsta. E că asta e pipiețul marketingului. Da? Adică noi spunem că noi vrem să cucerim piața, dar verișorul meu de-a treilea habar n-are cât almăzanare agenției. Habar n-are! Eu îți spun, mama mea nu știe cu ce mă ocup eu, ei știe că eu ceva fac în internet acolo. Și acum imaginați-vă, voi aveți servicii, vă promovați în Facebook, în Google, în gazete, la vârsta 65+, și mama mea se uită la voi și vă spare că e înțelege ce înseamnă digital strategy. On the CTR and CPM and Pixel and O and B. Nu! Pentru că marketingul ușor a cumpărat-o pe mama mea, care au făcut cartele și au lucrat la generația de XYZ Alpha, acolo alte istorie, dar interesantă ca marketing. Respectiv, când noi vorbim despre elementul de strategii de marketing, nu doar luăm în considerație cine noi suntem și ce putem, dar mai luăm în considerație încă piața, contextul și perioada. Și respectiv, întrebarea rămâne oricum valabilă. Dacă tu ești în cutiuța mea, cel mai important este să fii în cutiuța mea. Spre final, al treilea modalitate și posibilitate să beneficiați de aceste fișiere foarte importante și foarte practice, care eu le recomand la cei de la Mentor My Business, programul nostru de consultanță de 6 luni de zile. Noi lucrăm cot la cot pentru realizarea acestor fișiere. Ce înseamnă aceste fișiere și cum ele se interpretează? Este strategia puzzle, planul de acțiuni. De ce plan de acțiuni? Numiți-le, pur și simplu, acțiuni de marketing. Adică plan de marketing, acțiuni de marketing, asta înseamnă că voi trebuie ceva să faceți. Lăsați planul, lăsați rapoartele, lăsați filosofia, jobs to be done-ul, încă lăsați-l, lăsați brand book-ul, lăsați filosofia, misiunea, viziunea, valorile, lăsați tot asta. Lăsați deoparte asta, nu că nu e important, asta este important, dar când tu n-ai de mâncare, ție nu ție floricele. Și când marketingul vostru nu vă asigură minim existențial, atunci greu este să visezi, să treci la cea a doua etapă. De ce e? Că noi am luat așa 3-2-1 și acum noi suntem la etapa a treia, genul, da? Sistemul plan de acțiuni. Și ca atare, specificul nostru strategic este că noi ne-am gândit că e ca de aici, ca atare, de la 3 noi începem, la 2 noi ajungem și când 2 noi știm tăcii, atunci s-o sta cu punii capacul peste tot ce înseamnă strategiile de marketing și structura complexă de abordare în sensul ăsta. Ce este aici? Dacă tu ești 1 sau 2, dacă bugetul tău este de până la 3.000 de euro, de la 10-20 pe an, înseamnă că tu ești în businessul startup și businessul intuitiv. Ce trebuie tu să faci cu pas cu pas dacă tu ai prioritatea și scopul ca la tine marketingul să aducă bani? Ca marketingul tău să lucreze ca lead generare. Cine vrea acest moment? Haideți să facem o leacă de trezire. Vă rog frumos, cine vrea, cine are probleme tehnice reconectați, apăsați butonul roșu, cine vrea să înțeleagă ce trebuie să faci ca la tine să fie pas cu pas generarea de trafic, traficul să ducă lead-uri, lead-urile să ducă bani, banii să ducă fericire ca să treci la alt nivel și să integrezi alte sisteme. Cine este? Haideți, vreau să văd real. Noi avem 150 de suflete care urmăresc acest live, 150 de share-uri, de stories-uri eu am azi. Asta este și rachetă istoric. Așa, 2, 3, 4, 5 oameni. Toți vor. Nu toți vor. Sunt unii care nu știu cum să închid live-ul ăsta și întreabă când se termină, că faci gălăzie, copchii mei, nu poți adormă. Ok. Sunt minim câțiva 36 de oameni, 37, 39, respectiv. Dacă voi vreți să vă digitalizați procesul, noi înțelegem că noi facem mai niște acțiuni. Iaga, fără live-ul ăsta, noi, ca marketer, lucrăm în companie, facem ceva. În business, la noi facem ceva. Alții la noi fac ceva. Ceva se face. Puțin din voi, probabil, suntem la punctul zero și el zice că nu încep nică până nu înțeleg cum trebuie și ei. Puțin. Și nici nu știu dacă asta e o strategie corectă. Mult mai corect ar fi ca tu să începi să faci ceva și să îmbunătățești parcurs.
Respectiv, tehnica care vreau eu să vă propun, tehnica dintre planul de acțiuni, este legată de câteva tabele care trebuie făcute, analizate și ele aduc rezultat. Ni pobоюсь этого слова, garantat, în contextul în care interpretarea corectă a unui rezultat îți permite să mărești acel, să sporești rezultatul și să-l duci la alt nivel. Primul element care trebuie să-l faceți voi azi 100%, asta este analiza digitală a concurenței. Eu înțeleg că voi probabil știți și cum trăiește concurența. Și am auzit noi asta un lucru. Ei, la noi deși văpșe nici nu fac? Sau, dar noi nu avem concurență? Dar nu, Dumitru, înțelegi, n-are sens. Noi vrem движениile, învârtirea, pentru că real analiza concurenței asta înseamnă o leacă de logistică. Dacă voi vreți elementul de rezultat, uitați-vă ce pași vă propun și în contextul ăsta e cât este primul tabel care voi să-l primiți. Asta este analiza digitală a concurenței. Ce faceți voi? Voi scrieți numele concurenței, concurentul 1, concurentul 2, toți concurenții voștri, vă mai adăugați când proiectul este național, internațional, dacă voi, e foarte important, pentru că mulți zic, da, dar la noi în Moldova nu sunt, dar sunt în altă parte. De ce nu unii trebuie analiza concurenței? Uitați-vă ce parametri aici noi scoatem în analiza asta concurenței. Noi avem, 1, criteriile de canale de comunicare, prin ce canale de comunicare comunică și ce platforme de conversie folosesc acești concurenți. Aici sunt câteva expuse. Voi puteți să puneți click dreapta, dacă nu știți ce e Excel, vai de voi. Dacă știți, super! Ați copiat acest fișier, orice fișier care să-l primiți, faceți file, creați o copie și lucrați într-însul, pentru că să nu spuneați că voi să lucrați o noapte, iar mâine unul ați vin și aș șteargă tot. Respectiv, în contextul ăsta, analiza digitală a concurenții presupune că voi înțelegeți că concurența voastră folosește aceste rețele și voi să înțelegeți că aici e ișa, dar aici tot, aici tot, aici tot. Dar aici numai aici și aici. Interpretarea o să fie foarte interesantă și noi avem tare buni insideri când noi ne uităm și dintre spusul antreprenorului și statistica care ne arată sunt două lumi total, total diferite. Mai jos voi aveți serviciile și costul serviciilor per concurent. Asta este unul dintre parametrii de analiză a acelui P din SOSTAC, a product. Noi ne uităm și matrici de produs are el. Unul vinde Facebook Start, Instagram, asta. Altul vinde Instagram online și Facebook online. A treilea vinde numai offline-uri. Adică, spre exemplu, eu dacă sunt concurență, analizez concurența mea, foarte puțin, dar Moldova și ne face webinare de social media. Și ne face webinare de marketing. Nimeni. Sunt în România câțiva. Cine vinde cursuri la noi? Probabil 1-2 oameni întâmplător, dar pe sistem nimeni. Dar eu am concurență în România, eu am concurență cu și o să vedem cine se promovează. Și noi că aici avem o chestie interesantă. Fiecare rețea socială, fiecare canal de distribuție are anumiți parametri. Are poze de profil și are logo, are, n-are. Și voi îți vedeți că aproape toți concurenți au logotip, dar voi n-aveți. Sau nimeni n-are, dar voi aveți. Au ID, au site, n-au site, ca site unul din criterii. Se promovează pe Google sau nu. Spre exemplu, ca la mine, eu dacă, cum analizez eu canalul de Google? Eu intru în Google și eu am scris din start ca voi să vedeți și scriu social media cursuri. Ce văd eu? Este cursuri IT ca cheita asta și eu văd mai departe cine ieșe la mine sunt și eu pot să-mi dau seama ce oameni văpșe la mine pe social media cursuri. Moldova, ia să vedem Moldova. Și avem noi aici. Nauro, vedeți? Promovarea Facebook în Instagram, campanii plătite, social media, now.ro. Eu intru taxa iată în România, fură clienții mei. Eu intru la dânșă în social media și dacă voi întâmplător ați intrat ori intenționat la acest client, cu tot respectul față de dânsul, dar el n-are nici Facebook pixel. El vrea să mă promoveze pe mine, dar el n-are nici Facebook pixel. Nauro, alo! Întâmplător. Sperăm că asta a fost întâmplător, că e laud acolo chicat codul. Se întâmplă, apropo, chestii de astea. Dar la momentul dat, nu, el nu a văzut că eu am intrat pe site. Respectiv, Bojo Pazis, Google Analytics are Google Analytics, Google Tag Manager în care, Pixel n-are. Respectiv, și serviciu, și eu mă uit, aha, ei sunt concurenții mei, cu siguranță, ei fură potențialul meu client.
Mai departe, mă duc, mă uit pe Facebook, concurenții mei. Spre exemplu, dacă este Duaț, băieții cum lucrează, ne tare îmi place. Duaț, și eu mă uit, ok, eu socot cu Duaț concurentul. Sigur, el face cursuri, el face webinare, adică el, tu poți alegi să duci la Amazon sau la Duaț. E cam uia, eu încă și reclamă, îi fac 130 de oameni, îți duc și să afle și înseamnă Duaț, da? Dar eu mă duc și mă uit, ok, transparența privind pagina. Și voi trebuie să intrați aici, la transparența privind pagina, să vedeți mai mult, să intrați la biblioteca de reclame și o să vedeți că acum, la momentul dat, concurentul vostru are, în situația mea, a meu, 15 rezultate de publicitate. Eu pot să văd ce publicitate el are, care e stilistica de creativ, ce copywriting face el, în general, pe direcția de promovare. Și eu pot să-mi dau seama, ok, pe matrița de produs eu pierd. Cum pot, dacă din 50 de concurenți care eu ne-am pus în grilă, noi intrăm la Talmazan School. Talmazan School, eu pot să iau orice brand, voi puteți să găsiți momentul ăsta. Talmazan School are 4 rezultate momentan. El are un webinar, vrei să ai vânzări marketing? A început pe 16 iunie. Ia că mergem cu webinarul omului de remarketing. Trebuie să verificăm, fetele, el încă merge. Webinarul de remarketing. Respectiv, putem să întrebăm altcineva, cine mai este în chestie? Este Vadim, agenție vie. Agenție vie. Face în România. Asta e, nu, stop, este așa. Face în România elemente. Nu are publicitate. La etapa actuală eu văd că el nu are publicitate. Cine mai este în Chișinău? Cursuri face Purple. 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 Care e Purple? E că asta e dilemă. 66.000 pe ce nu se iei? Purple Digital Media. Probabil este. Zero rezultate. La moment nu are. Dar dacă eu să intru la Orange Moldova, spre exemplu, sau nu e Moldova asta? Nu e Moldova. Orange Moldova. Nu? Nu am. Mold Telecom. Mold Telecom. Eu văd că Mold Telecom are 11 rezultate de publicitate și eu pot să văd ce promovează. Ei promovează cu tancul, ei promovează cu caruselul ăsta, 11 publicități. Respectiv, к чему все это? Este elementul că noi, în primul element de activitate, analiza digitală a concurenței, noi o să ne arăte câteva momente cruciale, importante. Primul, asta este și canale folosesc, care este împachetarea acestor canale și servicii iau și în general, reieșind din asta, a doilea moment care voi trebuie să-l faceți, pasul numărul 2 pe care voi trebuie să-l faceți, asta este să setați strategia per canal. Deci noi am înțeles că concurența noastră este pe X, Y, Z. Noi am înțeles că noi avem pe analiza de concurență, că noi aici avem așa, asta este strategia, asta este analiza concurenței, strategia per canal, a doilea fișier care puteți să-l primiți. Uitați-vă, asta este strategia, voi să primiți în general strategia Talmazan School. Cum noi am pus? Noi suntem pe Facebook. Noi suntem pe strategia de content în feed și stories, spre exemplu. Aici noi în feed de informativ, la noi nu-s vânzările, noi scână sunt evenimentele. În Instagram este promovarea 4-dimensională, 500.000 impactul este acestui, 1.000.000 pe Facebook, stilizat rame fixat la noi pe feed, în stories e backstage lucruri informative, live odată 2 ori pe lună, IGTV, view de pe YouTube, TikTok, Talmazan School, preactivitatea domnului Dumitru Talmazan. YouTube playlist, backup, toate interviurile la care apare despre Dumitru, Școală, webinare, Cala Alex Ianovski, aici scrie. Adnaclasnici, content, video, webinare, interviuri. În contacte noi nu suntem. Companiile, organizațiile training, corporate, MBA, pe LinkedIn, Twitter, nepoanyatno. Respectiv, cum e descrierea, cum e ID-ul, care sunt UTM-urile, care e login-ul și parola poate fi stilizat, stilizarea brandbook sau nu stilizarea brandbook. Cu alte cuvinte, noi înțelegem că după ce noi am identificat elementul de analiza digitală a companiilor, noi mergem o leacă mai jos în pâine și spunem, dați să facem o strategie pe aceste canale care noi le-am identificat. Identificând că din toate 10, 5 concurențe sunt pe 5, 1 pe 6 și 1 pe 7. Înseamnă că noi și pe 8 sau pe 5. Și aceste 5 noi le scoatem aparte și în strategie pe canal noi le explicăm. Natalia, da, pe Facebook eu bănuiesc că tu te referi la câți bani cheltuie.
Al treilea punct, ecosistemul și activele afacerii. Aici eu vreau să trageți atenția sporită pentru că ecosistemul și afacerea asta este că așa un element care noi îl dăm în cursul master alți mă tincă, dar o să puteți să-l primiți și voi, asta este că orice afacere, stimați prieteni, stimați colegi, orice afacere la noi vine în formatul în care ea unul trebuie să aibă aparte Gmail, aparte cont de business manager, aparte Google Tag Manager, aparte cont de publicitate, pagina pixel, audiențe, aparte trebuie să ai cont de tag manager în care să fie Google Analytics, Yandex Metrica, Google AdWords, dacă nu este. Acest email trebuie să lucreze doar cu ecosistemul intern, ca să fie publicitatea per canal. Fiecare canal presupune anumite active digitale. Tot asta trebuie să aparțină vouă, afacerii, nu angajatului care pleacă și pe urmă. Eu știți ce mai smișno este că noi întrebăm gen dar măi trebuie să loghezi pe Instagram. Și el, blin, parola, care parola? Gale, și la noi a lucrat în 83. Da, adică, tot momentul ăsta, ca să nu se întâmple, te trebuie și într-un ecosistem. Pentru că mai departe, când noi mergem la următoarea etapă, la noi este independență de canal, noi avem mood board pe canal, noi avem planul de content, noi avem media planul, noi avem raport pe canal. O, cum arată toate acestea? Пожалуйста, aveți posibilitatea să primiți toate acestea. Mood board-ul este un fișier care voi povestiți ce va fi postarea? Asta de obicei face social media manager. El spune, uite, vreau să fac așa o postare care să fie cu scopul de interacțiune cu fani. Vreau să fac așa o postare care să fie scop informativ și expertiză. E ca textul ăsta și îmi trebuie așa o fotcă în care clientul nostru să facă așa. Adică voi faceți un fel de mood board. Îl dați, de obicei se lucrează pentru ori social media de la director, ori freelancerul de, ori tu, ca să nu postezi aiurea, faci planul întâi. Așa ar trebui să lucreze. Asta nu este un nivel high level, asta este clasa întâi. Mood board-ul este un soi de schiță. După asta, schița asta, dacă se aprobă, aceste tipuri de scop, engagement, se pun pe un plan de acțiuni. Când și trebuie să știe și pe care rețea socială. Pe Instagram, prima săptămână, aici, asta, aici, asta, aici, asta, toate aceste tabele cu formule, cu tabele, tot a să fie vouă dat. Uitați-vă, mai multe rețele v-am pus toate aici, poate să fie. După care este fix așa pe campanii. Când la noi se rulează campanii, să nu spunească că toate sunt primele 30 de zile de vânzare și gata. Și tabelele de acces, ele o să fie aici. Voi o să puteți să le descărcați și să le adaptați. Un ultim tabel care vreau să vă arăt, asta este cununa și mai multe aparține sostacului, asta este rapoartele. Rapoartele per canal de comunicare, adică voi aveți mai mulți pași, ultimul este raport per canal. Orice canal de comunicare la voi ar fi trebuit să fie raportat. Spre exemplu, uitați-vă, unul dintre produsele noastre, noi îl raportăm în felul următor. În partea de sus, noi avem cele mai importante cifre din afacere. Vă amintiți în sostac noi am discutat despre asta. Pentru mine este important afișările, cu ce frecvență se afișează, care este impactul, cu ce conversie este interes, cu ce conversie este în lead, client potențial, aici este totul explicat, cu ce conversie este în client de succes, ce buget am cheltuit eu per canal, ce venit mi-a adus, care este ce cu mediu per canal, care este costul per lead, cost per client interesat, costul per lead, cost per lead calibrat, cost per client de succes care a plătit, ROAS-ul, Return of Ad Spend, întoarcerea investiției. Respectiv, eu înțeleg că acest raport, aceste rapoarte au canale. Uitați-vă, asta este real cu cifrele schimonosite, dar este real tabelul cu care lucrăm noi. Aici sunt în interior sursele. Pe fiecare sursă voi puneți că eu am avut 100.000, am avut impact 50.000, și e că aici trebuie să înțelegeți un lucru. Cei cu sur, voi nu trebuie să atingeți. Sur, asta sunt formulele automate. Cei cu alb, voi introduceți. Lead-uri câte am avut? Mi-au venit 100 de lead-uri interesate. Dar câți au răspuns în final? 50. Și câți clienți ai avut? 47. Și câți bani ai cheltuit pe buget? 2.000 de lei. Dar câți ai făcut? 10.000 de lei. Uitați-vă, 10.000. Respectiv,
Aici nouă ne arată că tu ai avut o 10.000 impactul, frecvența a fost de 2 pentru că ai avut 5.000, conversia în lead de 2 că ai avut 100, conversia în lead-uri 50 că ai avut 50, din clienți 94%, că din 50-47 la tine o completat, din trânsă mai departe bugetul a fost 2.000 de lei, ai făcut 10.000 de lei, asta înseamnă că ce cu mediul la tine este de 200 de lei per client, cost per lead 20 lei, cost per client potențial 40 de lei, cost per client final 42 de lei, 500% return of ad spend. ROAS-ul trebuie să fie minim 100%. Respectiv, teta asta la noi se calculează per produs, mai departe se duce per total per lună și eu pot să văd per lună care e rezultatul și final se duce tot în tabele frumoase, clare, care îți arată că total per streamer la noi a fost următorul lucru. Evoluția la afișeri lunare, atâta, evoluția la frecvență. Noi vedem că crește frecvența, noi vedem că frecvența e de 2,29, vedem că impactul e de 200.000, că conversia e 0,09, că avem 200 de lead-uri care se convertesc cu 99% și 55% în 223 de lead-uri potențiale, care se convertesc cu 13% în clienți potențiali, care aduc, pe dânsul s-au cheltuit 15.000, ei au adus 47.000, ce cu mediu 7.000, costul per lead din nivelul 1, 291, de lead potențial 292, de client succes 4.000 de lei și ROAS-ul de 296%. Dacă e 100, deam o ghine. Unde putem îmbunătăți? Sunt parametri la care deam putem interacționa. Tet, asta este raport per. Uitați-vă, eu pot să văd că la cursul stream 37, influencerii care au fost Dumitru Talmazan, au avut 3 mesaje, impactul, care s-au convertit în 1800 de lei, au avut Facebook mesaje, care s-au convertit în 1800 de lei, total, Dumitru Talmazan, în campania asta, au avut impactul 7000, care au fost 10 lead-uri, 9 din trânsă s-au calibrat, unul nu mai a răspuns, 3 au cumpărat, 3, de 3000 de lei, ce cu mediu este 1200. Check mediu și asta aici nu sucate pentru că noi n-am cheltuit nici bani direct în tema asta. Dați-mi un fire, un agon dacă tabelele astea sunt relevante, bune, utile și interesante pentru ca să le downloadați și să încercați să luați pas cu pas, inclusiv elementul care noi îl discutam în partea asta de al treia modalitate, plan de acțiuni sau cum îl numim noi în formatul de mai simplu, identificăm strategia concurenților, identificăm strategia per canal, identificăm partea de deja active, mood board, rapoarte. Așa, care e scopul la îndeplinirea acestui tabel? Alina, scopul este că eu, privind la aceste tabele, la acest tabel concret, eu pot să-mi dau seama pe fiecare produs ori pe fiecare lună unde este la mine problema. Spre exemplu, dacă noi să ne uităm aici, la acest tabel, eu pot să vedea că la mine din 141 de lead-uri, invers, hai așa, din 88.000 de oameni care m-au văzut la un preț de 4.000 de lei, la mine se convertesc în interes, în preț, completare formular sau alte chestii, doar 0,17%. Care e sensul eu să mă gândesc de unde și vânzări dacă la mine 80.000 de oameni s-au uitat și numai 100 de oameni au zis ceva de genul preț, au lăsat numărul de telefon, au lăsat e-mail, asta înseamnă că noi trebuie să lucrăm la audiență și la mesaj. Și dacă acest parametru C2, da? Noi ne uităm acum la parametru C2, uite, mă duc la afișeri, frecvență, impact, C2, uite, parametrul ăsta era 0,6. Pe urmă s-a ridicat la 0,14, pe urmă 0,12 și 0,8 el cade. Adică eu văd că parametrul ăsta cade. Media e 0,09. Respectiv, eu văd că e și problema. Scopul îndeplinirii tabelelor în marketing, în vânzări, în rapoartele, este că nu este, ne pare că la noi ceva nu merge. Sau eu cred că trebuie mai multă reclamă. Sau eu cred că la noi amuia mi sezon, sau eu cred că nu știu ce eu încă mai cred. Arată-mi cifre și eu îți spun unde doare. Asta e un fel de stenoscop, stratoscop, baroscop și cum e în medicină. Este care te scanează, rentgen, caroce, care îți arată și la tine doare. Utile, o așa, pricolna, o super, dacă e pricolă, îndeamă e crută. Deamă înseamnă că nu a fost trist. Așa, și eu, unde se... așa. Respectiv, cum puteți voi să primiți toate aceste gustoșenii legate de
activitatea marketingului și legate de cele trei nivele. Timp pentru cadouri, așa că dacă voi vreți cadouri, dacă vă plăți cadouri, ca să nu vă fie incomod să le consumați, să le folosiți, pentru că sunt gratuite, sunt cadou pentru voi, măcar să faceți un stories, că știți că soarta asta e așa, că se întoarce pe urmă. Respectiv, avem o ofertă specială pentru toți. Voi puteți să faceți două lucruri. Deci, primul lucru este că cei care o să-mi scrie mie în Instagram, Instagramul meu este talmazan.md, acuși o să apară pe ecran și Instagramul meu, scrieți-mi: Dumitru, vreau tabelul. Deci dacă ați mai scrieți încă acolo ceva de ghinii, să mă lăudați, să dormați o leacă mai liniștit. Dacă ați completat formularul și ați cumpărat cursuri, lidați doar mai liniștit. Dacă o să completați oferta care noi avem încă și de consultații gratuite acolo, Maria vopșe și v sedmom neve. Respectiv, scrieți-mi pe Instagram, talmazan.media. Precis, dați un follow, pentru că acolo multe se întâmplă. Scrieți un mesaj: Dumitru, bună ziua, am fost la webinar, vreau tabelele. Și eu vă dau un link pe care voi downloadați. Instagramul talmazan.media. Pentru cei care nu au nevoie de tabele, zic că ei, dar am fost încă la vreo 30 de webinari de astea și tabele de astea. Dacă vrei, Dumitru, scrie tu ne în Instagram și eu îți dau ție link-ul, tu ne poți downloada tabele. Pentru cei care nu au, am o ofertă specială. Apare un butonaș aici, am uia la voi în scenă. Asta este diagnosticul și analiza activității voastre digitale absolut gratuit. Mie îmi place să privesc business-urile, mie îmi place să mă bag în spate, să discut și să văd ce acolo se întâmplă. Aveți posibilitatea unică în următoarele 2, 3, 5 minute, pentru că mai departe noi stângem oferta asta și e nasă și asta este pentru cei care, dar haideți să ne înțelegem, nu așa dure, Dumitru, trebuie să-mi schimb avatar ca la Facebook, nu știi cum se face. Pentru că aș vrea să-mi respectați și timpul meu. Dacă vă se pare că aceste trei modalități au fost clar, dar nu știu ce să fac, la mine, la ce să încep, unde este, care e strategia, am făcut strategia de concurență, ideal, dar nu știu ce să fac cu pe canale. Atunci eu vă invit la o consultație fizică sau prin Zoom de 15-20-30 de minute, în care o să vă fac un audit digital și o să vă răspund la întrebările pe care vă dor. Sunt unii care au întrebări legate de programul Mentor My Business, de anumite cursuri, de activitatea lor, de campania lor, de prezența lor în digital marketing, de scopul lor, vor și freelanceri, vor să lucreze, nu știu de ce să înceapă, vor să lucreze la o companie, dar nu știu și. Vor să vadă ce-au făcut, văpșe, tăt și să faci, să faci spre ghine, ori nu. Respectiv, în acest scop aveți posibilitatea să beneficiați de o consultație gratuită care o să vă ofere posibilitatea să discutați cu mine vreo 20 de minute, timp în care să-l folosim cu siguranță util, timp în care dacă încă scriți în Instagram și downloadați până vă stabilești colegii mei consultația parcursul lunii iunie și iulie, o să fie și completate unele tabere, noi putem să și le analizăm dacă le-ați făcut corect sau nu. Sau poate cineva vrea peste noapte să înceapă tare serios și are nevoie de o consultanță și de mult a visat de un program Mentor My Business, scrieți-ne în Instagram Dumitru, please, Mentor My Business. Și atunci noi o să discutăm cu voi deja detaliile acolo. Aveți de toate. E ca, dacă mai să recapitulăm real, aveți de toate. În pinul la comentariu, voi aveți cursul combo Instagram, Facebook. Cei care o călcat pe calea de social media, antreprenor, freelancer, și vreți și orice veți fi, voi aveți nevoie de un curs Facebook Start și Instagram precis. Nu vreți să vă cheltuiți, nu vreți bani, vreți să o leacă să lucrați singurei, scrieți tu talmazan.media, Dumitru, vrem de la tine un lucru, să downloadăm nașaricul tabelele. Nu nașaricul, noi am făcut tag, noi am făcut like, share, o lumânare, tot am făcut ce trebuie, deci noi merităm tabelele, respectiv vă le dau, le descărcați. Cei care au ceva activitate sau vor să inițieze o activitate, vor să se dezvolte, înscrieți-vă la o consultație gratuită, online sau offline, în care noi să descompunem departamentul vostru de digital marketing. Dacă voia să veniți cu m-am înscris pentru că era pe geaba, noi închidem Zoom-ul sau vă dăm afară. Veniți concret cu întrebarea.
e respectul față de mine și eu, imaginați-vă că muș, nu v-aș respecta și în loc să vă dau linkul la tabele, vă dau linkul la un kino și spun, sau în general v-aș da URL-ul la Google și spun, ala, ieși, pentru că eu tot am căutat. Respectiv, haideți să ne respectăm unul pe altul și să fie destul de util pentru ambele părți. De aceea, în contextul ăsta, pot doar să spun că dacă nu ați fost pe rețelele noastre de socializare, voi puteți vă duceți pe Facebook, voi puteți vă duceți pe YouTube, voi puteți vă duceți oriunde nu v-ați duce și să căutați cine-i Tamazan School, cine-i pocorne v-aș sluga Dumitru Tamazan, să meriți sau nu să ascultați ceea ce spune el și să integrați ceea ce recomandă el. Avem peste deja, eu cred că vreo anul ăsta 50.000 de persoane care au auzit ceva de la noi, în diferite formate, webinare, live-uri, prezență, discuții. Am peste câteva mii de antreprenori care am discutat cu dânșii și ultima perioadă m-am acufundat în lumea marketingului foarte mult și îmi place și fac și eu instruire acum și echipa. Avem programul Mentor My Business, avem consultațiile, avem traininguri corporative, avem Facebook Start, Instagram Masterat, avem workbook-uri, avem ecosistem analitic, avem foarte multe produse la preț, buzunar, orice vreți voi. Dar azi avem pentru voi tabelele extraordinare pe contul talmazan.media și avem consultație gratuită pe direcția de digital comunicare. Acest desen frumos, semnul întrebării, presupune că aveți posibilitate legat de ceea ce discutăm noi acum, ori ceva și vă doare voi, complicat, dar interesant, de acord. De acord. Tare aș vrea să înțeleg și eu. Da, vreau tabelele. Nu aici, Elena, în Instagram. În complicat. Dacă nu a fost făcut marketing, ce analizăm? Se poate vorbi strategie pe viitor? Da, da, Natalia. Se poate de vorbit, de obicei, la majoritate așa și noi îți vorbim despre dar și vrei să faci și cum aș vedea eu acest lucru și o să mai ai încă o părere dintr-o parte cam cum văd eu marketingul ăsta. Mersi mult ce așa, dacă așa, succes, Olesia. Mersi și ție, Olesia, succes. Probabil au creat la cei peste 100 de oameni, 200 care au fost, feeling-ul ăsta genul, what? Tipa, aici, la noi își scârță în fiecare sară creierul. Dar dacă voi sunteți în marketing, asta e țelă caie, fie că eu mă prostă. Dacă ar și să ne permit să fac webinar cu Calean, noi am fost și vreo 3 ceasuri, eu cred că eu v-aș povesti tare multe. Dar așa e interzis conform legii, deci e legea la noi LIDA. Respectiv, în sensul ăsta, eu pot numai să vă urez succes să integrați în departamentele voastre. Important nivelul la care voi sunteți. Nu vă aruncați cu sapă la vârtăleate și deodată începeți rapoarte. Voi încă clar n-ați creat pagină în Facebook, dar voi de-am spuneți, da, e complicat strategia să o stac. Da, dacă tu ești în ring și tu ești în industria, nu știu, frumuseții, ești în industria imobiliară, ești în industria turismului, ești în industria ferestrelor, construcții și tu spui, da, dar eu nu știu, stai acasă, la tine acolo lupe, la tine acolo bugetele, 2-3 mii de euro în Moldova. Adică, n-ai? Stai acasă dacă n-ai. Adică și Tamazan trebuie să rezolve întrebarea. Zuckerberg trebuie să vină și să spună a, ne scuzați, Nicoleta sau Gabriela sau Moș Ion n-are bani. Haideți să-i mărim impactul organic, pentru că restul tăi sau, dar el nu are. Nu, tu vrei să faci bani. Calculează ROAS-ul. Din tabelele care să le vedeți, la mine ROAS-ul întotdeauna, practic, este peste 100%. Și asta deja e bine. Asta înseamnă că tu ți-ai scos investiția minim. Dar dacă e 500-700, ai putut scos și cheltuielile. Dar dacă la tine este matricea corectă de produs, înseamnă că eu îți vând cursul Facebook Start și am cheltuit pe tine ca lead pe Facebook Start, dar probabil tu o să cumperi și Instagram. Și atunci tu în Instagram ești la mine lead pe care eu n-am cheltuit bani, ori împart investiția făcută și în Facebook. Dar dacă tu pe urmă cumperi un Mentor My Business, tu ne-ai cumpărat toată grupa voastră care ne dă platela. Adică asta este model pentru toate afacerile și nu contează că sunteți în consultații, sunteți produse, totul este cifre. Cifrele sunt interpretate. Cele mai importante cifre din afacere, ele sunt vreo 46 în formula devenit. Și fiecare din parametri poate fi
multiplicat, combinat și, și cum vreți ajustat. Respectiv, mulțumesc mult, cu drag, nu știam cum Moldova sunt așa bun expert în marketing, plăcut să văd cursuri utile și în română util curs. Mersi mult de apreciere, ne bucurăm mult că am ajuns și la voi, o să încercăm să fim mai vizibili pe perioadă, urmăriți-ne pe Instagram, pe Facebook, talmazan.school sau talmazan.media. Eu vă doresc o seară, nu că frumoasă, eu vă doresc o seară excepțională. Eu vă doresc ca departamentele voastre de marketing să vă aducă numai bani fericiri și să petreceți timp util indiferent unde veți fi. Ne vedem la webinarele viitoare. L-avem la final de lună despre audiențele în Facebook și Instagram. Ne vedem în Instagram la talmazan.media sau talmazan.school și toate cele frumoase la toți la fiecare. Câteva minute vă mai lăsăm chat-ul cu o leacă de muzică pentru că ați completat formularul, spuneți întrebările și poate vă răspundem în scris. În rest, alături de voi a fost Dumitru Talmazan, echipa Talmazan School, aici după cadrul Marie, Elida, ele fac așa că ne vedem curând, de grabă posibil. Paca! Stați, dar cum stăzi aici? Știți când backstage-urile de la... Aici este o cunopcă. Ai, stați că muși plecăm crăsivă, stați o leacă. Stați că este așa. Prieteni, eu vă doresc o seară. Prieteni, eu vă doresc o seară excepțională. Cu voi a fost Dumitru Talmazan. Haide-mi! Broken, time's forever frozen still. So you can keep